Salut, Andrei, bine ai venit. Bun, băieți, ce faceți? O să fie un live mai scurt ăsta, cred. Probabil până undeva la 10, vreo 2 ore. Dar o să jucăm mai multe meciuri. Nu știu încă de ce mi se mișcă atât de greu webcam-ul. Mi se pare că e un pic în reloare. Nu înțeleg de ce. Da, e un pic în reloare, dar nu știu care e problema. Bun. Hai să intrăm pe joc. Să vedem, nici nu mai știu unde am rămas de data trecută, sincer. Da. Iar am problema asta. Iar trebuie să ies din joc. Trebuie să ies un pic din FIFA și să intru la loc. Haideți cu like, băieți, exact. Haideți cu un like acolo. E cam băgui jocul, dar nu știu ce are. Deci mă las să ies din el. Superb. Am înțeles. Știu că dai de la joc și de la OBS în același timp. Și uite, nu mă las să ies din FIFA. Trebuie să ies din FIFA și să intru la loc. Și pur și simplu nu mă lasă. Dacă vă vine să credeți. Dau quit. Și o să ies dacă pot. Nici nu știu dacă pot să ies așa din joc. Vedeți că se vede și rău acolo. Nu e încadrat bine jocul în imagine. Dar nu știu care e problema. Uite că acum am lăsat să ies. E de la origin, cred. Mi-a dat ceva eroare. Hai că e bine. Nu-i nimic, intrăm la loc. Așa, dăm aici. Bun. 60 de FPS-uri. Ar trebui să meargă acum. Salut, Andrei, bine ai venit. Hai să vedem, intrăm înapoi în joc. Sper că data asta nu mai avem probleme. Pot primi mod, ți-am spus, trebuie să fii activ mai mult timp. Acum cred că nu se mai mișcă așa rău webcam-ul, adică nu mi se pare mai e bine. Da. Hai că mi-a intrat în joc. Acum sper să fie ce trebuie. A, apare în tot la fel, am înțeles. Bun, hai să intru din nou. Hai, nu uitați de like, băieți, acolo. Hai să facem 5, avem 4. Hai cu 5 și după aia trecem la următorul nivel, să zic așa. Pentru început, hai cu 5 like-uri. Un like ne mai trebuie. Cine nu a dat like, hai cu un like acolo. Și începem imediat în forță cariera.
Până rezolv eu problema asta. Ok. Hai că trebuie să meargă. Bun. În sfârșit. În sfârșit merge. Bun, perfect. Hai să intrăm în joc. A fost un update pe Origin la FIFA și acum câteva zile și de atunci e cam buguit. Da, mi s-a părut și mie și la ultimul live. Nu știu ce se întâmplă. Uite, se mișcă greu un pic. De obicei în meniu nu mi se mișca greu când făceam live. Dar faza e că eu nu mi-am dat update-ul. Încă nu mi-am dat update-ul. Că am patch-ul și nu mi-am instalat cealaltă variantă. Versiunea aia nouă de la patch și am rămas fără update-ul de la Origin. Bun. Hai că intrăm în joc, acum trebuie să miște bine, n-are de ce să nu se miște bine. Bun, suntem în septembrie 2023 în cariera noastră. Mai avem un pic de jucat, ce-i drept. Dacă o să fiu activ o lună la live și videoclipuri o să pot primi, dar ți-am spus și live-ul trecut. Trebuie să fii activ nu neapărat o lună, trebuie să fii activ mai mult timp. Bun, avem meciuri cu UTA, FCSB și în cupă cu Viitorul Pandurii. La echipa pe care o avem, sincer, ne permitem să simulăm cu UTA. O să jucăm cu FCSB și probabil o să simulăm în cupă pentru început, când o să dăm de echipe mai tare, dacă o să ne calificăm, că e posibil să ne elimină Viitorul Târgu Jiu, nu zicem nu, doar că o să simulăm pentru că e o partidă destul de, că nu știu dacă e foarte importantă. Avem cu FCU Craiova, probabil tot la fel vom simula, vom juca cu echipele mai bune, cu Craiova, cu CFR, vom vedea exact. Cu FCSB, bineînțeles. Și hai să dăm drumul, să vedem. FCSB pe primul loc cu 16 puncte, noi avem 13, suntem acolo. După 7 etape nu-i rău. Mai ales că suntem o nouă promovată. Da, asta i-am spus și eu, Andrei. Trebuie să fie activ și nu neapărat o lună ca să primească mod. Pentru că am mai dat mod, de asta nu vreau să dau așa ușor. Pentru că am dat mod foarte ușor și unii dintre moderatorii care i-am pe canal nici măcar nu mai sunt. Nu-i mai văd nici pe live-uri, nici la videoclipuri, nu mai văd deloc. Și nu îmi place așa, știi, să dau mod ca să nu fie activ. Ca să fii moderator trebuie să fii activ, chiar dacă ți-am dat mod, trebuie să fii activ în continuare. Dar na. Papagal mai intră, da, papagal intră și el e cam cel mai moderator, ca să zic așa. Bine, și tu, Andrei. Tu chiar ești aproape în fiecare live. Și asta îmi place, când văd moderatori serioși pe canal. Probabil ceilalți o să-i șterg, n-am mai apucat să-i șterg, am spus și live-ul trecut că o să-i șterg. Dar o să-i șterg eu ușor, ușor, când îmi aduc aminte, când am timp. Da, văd că se încarcă foarte greu. Salut cu EcoGamer, uite, alt moderator activ. Eu tot vorbeam de asta. Nu e nicio întârziere, frate, de-abia am început. Ai venit la fix. Mă enervează, mă, că nu merge.
Probabil trebuia să dau din calendar, poate era o idee mai bună. Să simulez din calendar, așa. Bă, că... Dar în rest meniul se mișcă bine, numai aici, la simularea zilelor, să zic așa. Aici am dificultăți. De obicei aveam la începutul carierei, când eram prin iulie. Când începeam nou sezon. Ce părere ai avut de CFR meciul de ieri? Dezastru. Ce să mai... Ăștia suntem. România națională, ați văzut cum e? CFR-ul, campioana României, ați văzut cum e? Ce să mai facem? Ai. Nici nu putem avea pretențiile mai mult. Știu, efectiv, e un bag foarte nașpa, da. Dar văd că acum face și în septembrie, adică nu mi s-a întâmplat în luna septembrie a sezonului să se încarce tare greu în primele zile. Nu înțeleg care e problema. Bun băieți, hai și cu un like acolo dacă ați uitat să dați. Dar ce fel a avut ieri și ghinion. Da, putem spune. Ați mai transferat ceva? Nu cred. Nu țin cu CFR sau ceva, țin cu Steaua, dar... Da, a avut ghinion, dar... Când ai... când, nu știu, în prelungiri, de exemplu, când... Vezi că i-ați morți și ai 2-1, sau era 1-1 înainte să dea gol pe Trila, n-ai cum să nu, nu știu, să riști un pic, ca să dai golul de 3-1, să fii liniștit. Așa e, nu știu, e nasol rău. E foarte nasol, adică tu te temi de o echipă din Armenia. Ce pretenții să ai la grupele Champions League când tu te temi de o echipă din Armenia, adică serios. Hai că în sfârșit și-o dat drumul. Bun, avem meci cu UTA. Am spus că o să-l simulăm. Da, da, am luat și Karma Petrescu, cum Cristian nici nu s-a prezentat la meci. A, nu neapărat. Nu neapărat asta. Dinamo a promovat? Nu știu. Cred că da. Dar nu știu dacă era retrogradată sezonul ăsta. Și a pus fără rezerve, am văzut. Da, nu mai contează. Oricum, să cazi din Champions League direct în Conference League e urât. Stai că acum am dat aici la clasament, mai stau jumătate de oră până se încarcă ăsta. Atunci mai filmam un episod, că cam așa. Bine, mai am un episod filmat din cariera cu Oțelul Galați. Trebuie editat. Doar că am probleme la microfon, așa cum știți, cum am avut și la ultimele două. Bine, la ultimul nu s-a prea văzut, că am vorbit mai mult peste decât era sunetul original de la videoclip. Dar nu s-o simți sincer. Bine, dacă erați atenți, vedeați diferența. Că se aude un pic la sunet când vorbesc cu microfonul ăsta nou, care se aude cu o calitate în plus, mult față de celălalt pe care l-aveam. Și se simte. Vedeți că nici nu trebuie să mai stau lângă microfon, că stăteam aici când aveam microfonul vechi. Acum pot să stau liniștit, lejer aici, nu am nicio problemă.
Da, aparent Dinamo nu e, probabil o retrogradat sezonul trecut în Liga 2. Eu sincer n-am observat diferența, păi da, aia zic, că dacă vă uitați în episodul cu Oțelul Galați, stăteam aici, aproape în microfon, pentru că era microfonul vechi și nu mi se vedea exact ce vorbesc, știți? Adică nu mi se vedea gura, înțelegi, nu putea să-mi citiți pe buze ceea ce spuneam. Și am vorbit peste videoclipul original, cred că undeva la 15 minute din videoclipul ăla. Și doar la urmă, la meciul cu Petrolul ăla nebun, meciul nebun cu Petrolul, în prelungiri și-o dat drumul microfonul și-o mers, ceea ce m-a bucurat, pentru că eram cumva în fibra meciului atunci. E altceva videoclipul original față de, nu știu, să vorbesc eu peste videoclip. E cu totul altceva, simți altfel atunci când joci. Dar... și-a dat drumul microfonul atunci la în prelungiri și la penalturi. Și după ce am jucat, după ce am ieșit din meniu la meciul cu Petrolul, n-am mai mers o bucată până la meciul cu Clinceni. Foarte frumos, ce să zic. Bun, jucăm cu UTA, jucăm în deplasare. Am zis că simulez, cred că simulez totuși cu echipa de rezervă. Pentru că avem meci greu cu FCSB-ul care este pe primul loc. Trebuie să avem un pic grijă de meciul ăla. E un meci complicat. De ce Buffon capitan? Pentru că așa mi l-a dat jocul, aparent, pentru că Sergio Hanca era capitanul. Târcoveanu, Silaghi. Se intre Taci, bineînțeles. Barker, intră toate rezervele. Avem o echipă de rezerve mai bună decât multe echipe din Liga 1. Să intre și Sefer. Da, eu zic că arată foarte bine. Uite, aici e Silaghi capitan, dar nu mă deranjează cu nimic. Echipă foarte bună. Hai să simulăm. Și sperăm la un egal, măcar n-ar fi rău un egal cu UTA, dar o victorie ar fi extraordinară, să nu pierdem. Aia e important. Hai să vedem. 2-1. Reușim să câștigăm. Hanca, care a intrat în locul lui Garbutt, la 5 minute după ce a intrat pe teren, a reușit să înscrie și Silaghi, capitanul nostru, în minutul 80 duce scorul la 2-0. Pentru ca Dan Gubiș să închidă tabela la 2-1 în minutul 88. Nu-i rău, bine că am câștigat. Iar pe Claudio Bravo, nu are rost, îl am pe Buffon. Bun, și vine și meciul cu FCSB, care se află pe primul loc. Suntem la un singur punct de ei, s-au încărcat etapa trecută, când noi am câștigat cu UTA. Și avem șansa să trecem pe primul loc dacă îi învingem. Un meci care poate decide nou lider al ligii întâi. Hai să salvăm, că am ceva emoții înainte de meciul ăsta, nu știu de ce. Vedeți, ți-ai înfundat sezonul ăsta? Păi nu știu, că nu mai sunt în perioada de transferuri și probabil live-ul ăsta nu cred că o să mai transfer nimic. Hai să schimbăm un pic echipamentele. Jucăm noi ca ăla de acasă și ei cu cel de deplasare, bineînțeles. Pentru că noi jucăm acasă și ei în deplasare, e logic. Bun, o formație foarte ciudată la FCSB cu Vlad în poartă, Miron fundaș dreapta, Panțeru și Nedelcu în centru defensiv, ei șut fundaș stânga. Deci s-au întortocheat toate numele posibile aici la FCSB. Olaru și Popescu la mijlocul terenului, care e și capitanul echipei. Iani Stoica în spatele lui Tănase, Tavi Popescu și Cordea pe posturile lor bune, ca să zic așa. În iarnă, nu știu, o voi vedea exact cum se descurcă fundașii mei până atunci. Noi jucăm cu Buffon în poartă, Onea Toșca, Mevlia Marinescu, Păun și Perianu, fostul jucător de la FCSB, Hanca, Dietrich, Castieho și Barnard în atac. Jucăm acasă, Ișvan Covaș ne arbitrează și hai să dăm drumul la partidă, să trecem pe primul loc pentru că avem mare nevoie de o victorie aici cu FCSB, un meci foarte, foarte complicat.
Bun, băieți, și nu uitați de like. Haideți, facem 10 like-uri. Era în comentariul videoclip, o să rugați. Foarte bine. Dar iar se încarcă foarte greu. Nu știu ce are. Și chiar nu pot să înțeleg ce se întâmplă. Nu știu, nu mi-a făcut figuri din astea până acum. Salut Darius Ivan, binevenit. Bun. Hai, în sfârșit. Florin Tănase are deja 7 reușite, e goalgetterul ligii întâi, aparent l-a depășit pe Barnard, dar n-am mai jucat Barnard pentru că am jucat cu echipa de rezerve, o să intre acum și o să marcheze stul la meciul ăsta. N-are cum să nu marcheze. Bun, jucăm acasă, o atmosferă foarte frumoasă din nou făcută de fanii noștri, astea Târgu Mureș FCSB, un derby acum câteva sezoane, un derby pentru titlu, să nu uităm, s-a jucat până în ultima etapă acel titlu, câștigat până la urmă de FCSB, cu noroc zic eu, pentru că ASEA Târgu Mureș erau la mâna lor, din păcate au pierdut atunci și poate dacă câștigau atunci campionatul, altul era deznodământul acestei echipe, dar asta e. CFR Cluj, dezamăgire, da, o dezamăgire foarte mare CFR Cluj, dar asta e, ăsta e fotbalul românesc până la urmă. Suntem cea mai bună echipă la goluri marcate, avem 20 de goluri, cu 3 mai multe decât FCSB, care au 17, și haideți să-i dăm drumul la partidă, sper totul să nu se miște greu, pentru că n-ar avea de ce să se miște greu, zic și eu. Ovidiu Popescu, Iani Stoica, încep în posesie cei de la FCSB, iată că duc mingea către poarta noastră, stați așa, nu-mi place cum se mișcă deloc. Și chiar nu pot să înțeleg ce are, deci înainte să intru live nu avea absolut nimic. Normal că acum se mișcă greu. Bun, nu uitați de like băieți acolo, hai să facem 10, se poate să facem 10 like. Acum sper să nu se mai miște greu. Oh, stai așa că scapă Iani Stoica, Buffon scoate, bun. Am scăpat de faza asta. Corner pentru FCSB, execută Cordea. La Octavian Popescu. Să vedem pe Tavi Popescu, se întoarce din fața lui Castei Eho. Foarte bine, îl întoarce pe toate părțile. Tavi cu pasa la Darius Solaru. Darius Solaru încearcă șutul, respingem cumva cu emoții. Până la urmă rămâne mingea în posesia noastră. Perianu către Castei Eho. Samu Castei Eho are spațiu. Fostul jucător de la AC Milan și Villarreal. Să vedem, în cealaltă direcție se află mai mulți jucători ai noștri. Centrare bună, însă nu reușim să înscriem la această fază prin Dietrich. Scoate Vlad în corner. Frumoasă centrarea lui Castillejo și lovitura de cap bună a lui Dietrich. Să vedem, Barnard este aici, nu reușește să rea cu capul mingea. Ajunge la un jucător de-a nostru, dar Vlad respinge din nou și ce se dă, cred că e offside. Offside la Alin Toșca, din păcate nu reușim să băgăm mingea în poartă la această fază. Da, într-adevăr a fost offside, se ia în considerare portarul acolo ca ultim apărător și a fost offside, Toșca era după portar, din păcate, și nu reușim să înscriem, o ocazie mare pentru noi din nou. Iată-l pe șut, noua inovație a FCSB-ului ca fundaș stânga, incredibil așa ceva. Iată cum a ieșit acolo cu mingea în afara terenului Dietrich, se întoarce bine, Dietrich are spațiu, superbă faza lui Dietrich, gol, ASEA Târgu Mureș reușește să înscrie minutul 15 prin românul Dietrich, dacă vă vine să credeți cei care sunteți noi, Dietrich e român, după fața asta pe care o are, nu prea pare sincer, dar e român, conducem cu 1-0, Dietrich. Unul dintre golgheterii noștri în acest sezon, cred că are același număr de goluri precum Barnard. Foarte bun în acest sezon și are și pase de gol foarte multe. Conducem cu 1-0 încă din startul partidei, ceea ce e foarte bine. Levin Dietrich are 5-lea gol în 5 meciuri, nu 6, e pe acolo. Oricum, Barnard cred că are
6 sau 7 reușite, nu, 6 are, că 7 are Tănase, care pe primul loc la Golgeter. Oricum, avem 2 jucători acolo în top, ceea ce e foarte bine, marchează meci de meci cei doi și e un lucru îmbucurător acesta. Bine, Barnard a mai intrat și pe parcursul meciurilor în simulare, Dietrich nu prea a făcut-o, nu înțeleg de ce, dar probabil mai marca. Oricum are 5 goluri în 5 meciuri, ceea ce nu e rău deloc. E foarte bine chiar, pentru mijlocaș ofensiv e extraordinar. Iani Stoica, Olaru, Iani Stoica reprimește, omul care a avut prima ocazie din acest meci, Toșca extraordinar, îl citește pe Florin Tănase, au fost colegi la FCSB, iată acum pasă lui Dietrich, autorul golului către Barnard, să vedem pe noarul nostru, se întoarce bine, Barnard cu o pasă către același Dietrich și Vlad această dată intervine, salvator, portarul cel de la FCSB, centrare lui Castillejo către Mevlia, se luptă acolo, jucătorul dorit de FCSB în această carieră, un milion și jumătate de euro a vrut să dea Gigi Becali pentru fundașul de 33 de ani, însă cei de la ASEA Târgu Mureș și-au cerut o sumă mai mare și nu s-au înțeles cele două părți. Perianu cu pasa către Castillejo, care e în offside, din păcate, nu reușim golul de 2-0 aici la această fază. Hai cu Champions League-ul, suntem departe, dar dacă vom câștiga acest meci, trecem pe primul loc și avem șanse reale, deci nu trebuie să visăm și să sperăm până la capăt. Foarte bine, Onea intervine aici. Toșca a fost jucător de la FCSB, Perianu la fel, un alt fost jucător de la FCSB. Avem doi jucători în componența lotului care au trecut pe la această echipă. Iată, ocazie mare pentru Castillejo, Samu Castillejo cu golul de 2-0. Superbă din nou faza, Dietrich din nou cu pasă de gol. Și minutul 33 conducem cu 2-0. Pe cei de la FCSB, un meci foarte bun, primul gol cred că al lui Samu Castillejo când a venit la noi, reușim golul de 2-0, ceea ce e foarte bine, iată pasa lui Dietrich, foarte bună, Castillejo cu piciorul drept, el fiind stângaci și nu prea având prea multe stele weak foot, nu știu dacă a șutat tocmai bine, dar Vlad nu reușește să intervină, își bagă cumva mingea în poartă la această fază, iată dacă vedem, șterge această minge care lovește bara înainte să intre în poartă. 2-0 minutul 33, foarte bine, foarte bine am început această partidă și trebuie să continuăm la fel cu, de ce nu, încă câteva goluri ca să fim liniștiți. Un gol în 4 meciuri pentru Samu Castillejo, e bine, ce să zic, e totuși jucător de bandă, nu e atacant. Păun, pleacă bine Barnard, dar pleacă și Hanca, Barnard poate primi acum de la Hanca, o face, Barnard încearcă să se întoarcă către poartă, dar este blocat de fundașii FCSB-ului. Să-mi spui numele, te rog, da, frate. La mulți ani, Alexandru Bizom, aka Bucifan. Bine, Toșca, foarte bun Toșca meciul ăsta. Dietrich, poate pleca Barnard, să-l vedem pe Dietrich. Pasă către Perianu. Perianu, aia. Cordea, pasă către Miron, din nou pasă către Cordea, un 2 frumos, însă Mevlia rezolvă această fază și vom intra la cabine cu 2-0, într-adevăr, 2-0 la pauză pentru ASEA Târgu Mureș după o primă repriză foarte bună făcută de elevii lui Usman Ndoye, 2-0 și trebuie să jucăm la fel și în repriza a doua, trebuie să câștigăm, avem puterea să o facem. Nu mai băgăște la ocazia pe care când ne vrem, mai pot face dedicații. Ah, păcat. Date ziua lui Papițoi, bă. Faci dedicații. Și al lui Matei. Bun, începem repriza a doua. Dietrich trece, adică încearcă să treacă, până la urmă rămâne în posesie. Marinescu, Păun. Să-l vedem pe Nicolae Păun, jucător venit de la Sepsis Sfântul Gheorghe. Dietrich, pleacă Hanca bine. Dietrich îi trimite cam târziu, într-adevăr, și este offside. Da, o preluare în plus făcută de Dietrich și surprins în offside jucătorul nostru. Cordea, însă Marinescu superb. Mevlia,
Pe un, se întoarce bine. Periano. Pasă bună printre doi adversari către Barnard. Să-l vedem pe Barnard. Barnard nu prea are soluții, mingea ajunge tot la noi. Să vedem, Hanca este liber în stânga, primește Sergiu Hanca. Hanca cu șutul în blocajul colegului său de atac, Dietrich, super. Las că vine bugetul imediat. Bine, ah. Dar Solaru. Pasă bună către Adi Shoot, care este fundaș stânga, iată cum murcă fundașul stânga lui FCSB. În locul lui Octavian Popescu, Adrian Shoot continuă. Shoot cu o pasă bună cu călcâiul către Octavian Popescu și Buffon scoate. Ei bine, ai rămas valid, te dai dedicații. Centrarea lui Vali Gheorghe între 6 și 11, o centrare foarte bună, însă nimeni nu este acolo să ducă mingea către poarta lui Buffon, dar pierdem aici posesia. Și nu uitați, am uitat să vă anunț de fapt, sâmbătă de la ora 7 o să avem... pe canalul Gamax Play, cei care au creat acest patch cu Liga a doua, se va face un turneu în care se va juca cu grupe, semifinală, finală. Stați să vă dau linkul de la canalul celor de la Gamax Play, să nu uit. Și eu voi fi unul dintre comentatorii acelui turneu. Deci, sâmbătă de la ora 17, de la ora 19 începe acel turneu. Nu știu exact dacă voi comenta eu acel meci, însă o să anunț probabil și pe comunitatea mea de YouTube acest lucru și poate o să mai anunț și în următoarele videoclipuri care vor fi postate în decursul acestei săptămâni, chiar și după ce începe turneul. O să fiu comentator acolo alături de încă doi băieți. Vă las imediat linkul de la... canalul celor de la Gamax Play, unde se vor disputa meciurile live și unde veți putea intra și voi acolo să le urmăriți. Este un turneu care va fi foarte, foarte interesant, după părerea mea, cu echipe de Liga a doua, mai mulți participanți, adică cred că sunt două grupe de câte 4 sau ceva de genul, deci 8 participanți, vor fi cred că doar semifinale și finale, deci vor fi mai multe... mai multe meciuri, se poate participa, da, dar înscrierile s-au terminat pe data de 9 iulie, cred că pe 9 a fost ultima dată când trebuia să te înscrii, deci nu știu dacă mai poți, nu cred că mai poți acum, sunt 8 participanți deja și e mai greu în momentul ăsta, adică e cam imposibil, deja s-au tras la sorți. Vă las aici pe chat canalul, să intrați acolo. Și aici veți vedea meciurile. Toate meciurile vor fi transmise live pe acest canal. Pe canalul meu, normal, dacă erau 16 participanți, aveam și pe canalul meu meciuri live de la acel turneu. Dar sunt 8 și vor transmite ei toate meciurile. Eu doar voi fi comentator, așa că vă aștept acolo. Sâmbătă începe turneul. V-am spus, nu știu exact dacă voi comenta eu primul meci. Dar oricum acolo voi fi, orice ar fi, voi fi și eu prezent pe chat acolo, putem vorbi și acolo pe chat, dacă nu voi comenta meciul, bineînțeles. Nu uitați să vă și abonați celor de la Gamax Play, dacă nu sunteți abonați. Și oricum, în decursul săptămânii viitoare vor fi mai multe meciuri, se desfășoară între 16 și 23 iulie acel turneu. Vă așteptăm să mătă la meci. Vedeți, a apărut și Gamax Play aici pe chat. Deci vă așteptăm acolo. Și hai să-i dăm drumul la live, să continuăm. La ora 19, să nu uitați. Poate o să las și în descriere de acum sau o să mai pun și în comentarii la videoclipuri
Când se vor disputa, v-am spus, o să las și pe comunitate o postare în care vă anunț exact cu meciurile și ora exactă când vor fi disputate. Bineînțeles, găsiți pe pagina lor de Facebook, a celor de la Game Max Play, toate programul tuturor partidelor, exact cu oră și unde vor fi disputate. Deci intrați la ei și nu uitați să vă abonați. Hai să vedem aici un atac, Perianu, în stânga e Hanca singur, să vedem, Hanca pasă către Perianu greșită și cei la FCSB recuperează. Mai sunt 20 minute până la final, nu știu dacă FCSB-ul mai poate întoarce scorul, însă vom vedea acest lucru. Iată, 1-2, bună lui Tănase cu Octavian Popescu aici, însă Tavi se întoarce, pasează către Olaru, este păun pe urmele sale, centrarea lui e Octavian Popescu, Marinescu reușește să respingă până la Ovidiu Popescu, Iani Stoic acum cu pasa către Tănase și este gol. FCSB-ul reintră în meci odată cu acest gol. Tănase, golgheterul ligii întâi, reușește 8-a reușită în acest campionat, în acest start de campionat. Și da, din păcate nu suntem egalați, conducem cu 2-1, dar mai sunt 15 minute, pot reveni cei de la FCSB, de ce nu. Sperăm însă să fim atenți și să nu mai avem probleme în defensivă, pentru că nu, pur și simplu nu am putut bloca la această fază și iată cum au reușit să reintre în meci. Trebuie să mai marcăm, de ce nu, odată. Nu am mai făcut schimbări, ar trebui să facem niște modificări. Poate un suflu proaspăt în atac ne-ar ajuta. Iată, Octavian Popescu recuperează din fața lui Perianu și pot fi periculos cei la FCSB. Pasă către autorul golului Tănase. Pasă înapoi, greșit aici a celor de la FCSB și Barnard scapă singur. Să vedem dacă poate să ia fața lui Miron, din păcate nu. Scapă FCSB-ul în atac periculos. Panțăru, noul fundaș stâng al celor de la noul fundaș central al celor de la FCSB. Fundaș stâng e Adi Șut. Interesantă formația celor de la FCSB. Vali Gheorghe încearcă să treacă de Marinescu, dar stă foarte bine pe picioare fundașul nostru lateral. Dietrich cu pasa către Sergiu Hanca. Hanca continuă, să vedem, Hanca cu Dietrich, însă pasa lui Hanca este interceptată din nou de fundașii FCSB-ului. Mai sunt doar 2 minute plus prelungiri până la final. O pasă aici, cred că e offside, nu se ridică fanionul de la margine. Continuă faza, Iani Stoica. Iani Stoica, Marinescu din nou foarte bine pe fază defensivă, dar rămâne mingea la FCSB. Tănase se întoarce cu fața către poartă. Tănase poate centra, însă Toșca are o intervenție mare în fața lui Florin Tănase și este corner. Ultima fază a meciului, trebuie să scăpăm de această fază fără gol primit și suntem pe primul loc în clasament. Degajarea acolo a lui Dietrich și Barnard este la mijlocul terenului cu mingea și se fluieră. Câștigăm cu 2-1 după o partidă pe care am dominat-o prima repriză și în a doua repriză putem spune că am dominat până când am primit golul de 2-1 al lui Florin Tănase. Bine, până la urmă că am câștigat, suntem pe primul loc. Mergea o pasă mare acolo. Acolo unde? Bun. Ne-au dominat la posesie cei la FCSB, însă am dominat la șuturi. Până la urmă, șuturile contează și golurile, bineînțeles. Până la urmă, o victorie meritată a noastră. Dietrich, omul meciului cu un gol și o pasă de gol, nota 10 pentru el. Ce înseamnă să ai un mijlocaș ofensiv tehnic acolo. Castillejo cu gol și el, 8.7. Păun la mijlocul terenului, foarte bun, o nota 8 pentru el. Marinescu 7.4, la fel, foarte bun pe fază defensivă cel puțin. Pasă mare în fața porții. Acolo Tănase. Bun, suntem pe primul loc după această etapă, am reușit să învingem liderul ligii întâi, ceea ce e foarte bine. Și vine meci în Cupa României acum, un meci foarte greu, iată că Păun probabil face 70 OVR. După această partidă, nu, 69, ok. Haideți să-l mai antrenăm, nu știu, la Wakefoot ar trebui să-l antrenăm, pentru că e destul de slăbuț aici la Wakefoot. Îi crește un pic acolo și la shooting, la long shot, adică și la passing cât de cât. Deci îl facem playmaker. Bun, băieți, nu uitați de like, haideți să facem 10 like-uri, avem 9. Eu zic că putem.
încă un like. Cei care n-ați dat, apăsați acum pe butonul de like. Bun, asta am văzut-o. Da, stați așa că trebuie să plec pentru 2 minute, revin imediat. Bun, am revenit. Aparent o să țin live-ul mai mult decât am spus inițial că o să-l țin. Pentru că am rezolvat problema. Bun. Mulțumesc pentru cele 10 like-uri. Bun. Perfect. Mă bucur că am rezolvat problema acum și putem sta mai mult live. Normal am spus că stau până la 10, poate o să stăm mai mult, probabil cu jumătate de oră, o oră, poate stăm până la 11, depinde și de voi dacă doriți și dacă puteți să stați cu mine. Bun, deci avem meci în cupă cu Viitorul Târgu Jiu, meci cu FCU Craiova, o să le simulez din calendar, eu cred că e ok. Și hai să vedem, ne calificăm mai departe în Cupa României, bineînțeles, câștigăm cu 2-1, ceea ce e extraordinar. Și cu FCU Craiova ar trebui să câștigăm și cu ei 2-0, perfect. Hai să vedem cu ce am căzut în Cupa României, cred că cu Cixere, dar din ce am văzut, da. Bun. Am revenit, și eu am revenit, nu de mult. Bun, hai să vedem tabloul Cupei României cum arată. Să vedem celelalte meciuri. Mai bine așa cu lumina mai puțină. Nu, cred că e mai bine așa. Mai bine așa.
Lăsăm așa. Bun, din nou se încarcă foarte greu. Bun. Cam astea sunt meciurile din Cupa României. Aparent FCSB au căzut cu CFR Cluj. Iată ce meci acolo. Unirea Slobozia Hermans, dar mai avem două meciuri care s-au jucat. Aparent și Limbar a jucat cu Metal Globus de două ori. Da, ciudat treaba asta. Metal Globus i-a învins de două ori. Steaua cu Concordia Chiajna, Sepsi Voluntari, Botoșan Craiova și Schellenberg mai joacă o dată cu Metal Globus. Foarte interesant, ce să zic. Noi jucăm cu Csíkszereda, dar UTA Arad cu FC Argeș. În runda a doua a Cupei României, nu știu câte meciuri sunt. Cred că Schellenberg și Metal Globus trebuie să dispară de acolo de două ori și probabil sunt 8 meciuri, deci suntem în optimi. În optimile Cupei României. Dacă vom câștiga cu Csíkszereda, mergem în sferturi. Am ieșit puțin, am avut treabă. Și eu am ieșit 2 minute, am avut ceva de rezolvat, am rezolvat. Deci o să ținem live-ul mai mult decât 10, cum am zis inițial. FCSB CFR meci de 5 stele, da, în optimele Cupei României. Iată, aparent Castillejo crește la 76, iată că evoluează. Unul dintre voi când l-am luat a spus că e posibil să evolueze și într-adevăr iată că evoluează, nu e rău, mă bucur acest lucru. Nu prea poate să evolueze mai mult decât, nu știu, probabil la 77 maxim dacă mai ajunge, dar e un plus, e bine. Salut Ianis, bine venit. Așa. Tu ai zis, da, Kiko Gamer, tu ai zis chiar așa. Bun. Bun, deci sâmbătă voi fi eu comentator alături de Andrei de la GameMax Play în debutul turneului de care tocmai vă vorbeam ceva mai înainte. Deci sâmbătă la ora 19:00 vă aștept acolo să fim împreună la debutul turneului. Poate îl dai și, și vin banii groși. Da, n-ar fi o idee rea, având în vedere că l-am luat liber de contract. Bun, avem meci mai departe din ce am văzut eu cu FC Argeș, parcă. Nu, cu Faru Constanța, ok. Meci cu Faru Constanța, care nu sunt în primele 6 echipe. Deci sunt pe locul 13 de-abia, foarte, foarte jos pentru echipa Cafaro și vin scouterii. Vine scouterul, adică am trimis doar unul din Brazilia, mi-aduce pe Renato Rodriguez, care nu are OVR din păcate. Îmi pare rău că n-are OVR, are potențial destul de bun, dar nu pot să-l iau. E prea, prea puțin OVR-ul ăla, e. Oricum am jucători mulți. Și nu știu dacă aș avea ce să fac cu ei. Mai avem acești jucători de la scout. Sincer, doar, iată, Rodriguez ăsta care a crescut foarte mult. Însă nici ăsta nu are un potențial foarte bun. Am putea să-l aducem. Are 5 cu 5 stele. Nu e un jucător foarte rău, doar că nu prea are pace de jucat în bandă, să fim sinceri.
Ia 3 scouteri, dar nu știu dacă am bani. Nu cred că am bani pentru 3 scouteri. Oh, Dietrich și Marinescu sunt convocați la Naționala României. Da. Uite că avem 2 jucători convocați la Naționala României. Aparent pe Taci nu l-au convocat pentru că nu a mai jucat în ultima vreme. Dar mă bucur pentru Dietrich, care are o formă foarte bună. Bun, Barnard a făcut 80 OVR, este primul jucător care ajunge la 80 OVR în această carieră. Să vedem cu cine mai avem meciuri după Farul. Vine meci cu Hermannstadt, cu Botoșani, Chindia, Cixere, dar cred că aceste meciuri le voi simula. Voi juca aici cu Universitatea Craiova și CFR Cluj, pentru că sunt meciuri interesante, cu clasate sus echipele CFR și Craiova. Botoșani cred că e destul de sus din ce am văzut eu. Cred că e în primele 6. Nu, Chindia era în primele 6, ok. Deci, nu știu, să simulăm sau să jucăm cu cei de la Faro. Hai să vedem câți bani avem pentru scout, pentru că zicea Kiko Game, avem bani. Dar nu știu sincer ce să fac. Am ăștia de o stea, o să le dau Fire Scout pentru 10.000 să se ducă. Și hai să vedem ce scouter ne dau. Da, din păcate, uite, 5 cu 4 românul Dinu Manole, să luăm pe Dinu Manole. 2,8 milioane, avem 5.400.000 plus un wage budget foarte mare acolo. Cred că putem spune că avem undeva la 7 milioane buget. Deci, ce ziceți? Ia unul și sezonul viitor e mai bun. Ok. Deci eu zic să-l iau pe Dinu Manole ăsta, că 2.800.000 avem buget să-l luăm. Și să-l trimitem tot în România. Hai să-l luăm. Deci luăm 2.800.000 pentru acest scouter și îl trimitem în România. Sunteți de acord să-l trimitem în România? Trimitem în România pentru 3 luni. Doar 57.000 jucători români vreau. Hai să vedem. Bun. Brazilieni ăștia nu prea am ce să fac cu ei. Ok. Bun, avem 2 scouteri destul de buni. Unul 4 stele, celălalt 5 cu 4. Dar aparent aveam doar 492 de euro. Am crezut că am 492.000 de euro, dar m-am înșelat grav. Asta e. Bun, meci cu Faro Constanța. Să-l simulăm sau să-l jucăm? Încă nu știu, nu sunt decis. Hai să mergem întâi la conferința de presă cu Usman Îndoie. Până atunci, spuneți voi dacă să jucăm meciul sau să-l simulăm. Bun, FCSB-ul s-a apropiat din nou la un punct de noi, cred că a câștigat în ultima etapă. Dar dacă vom câștiga, ne îndepărtăm la 4 puncte de FCSB. Și iată, pentru cei mai buni jucători din luna septembrie avem 2 jucători nominalizați, pe Dietrich și pe Barnard. Superb ar fi să fie unul dintre cei doi. Dai simt și dacă ei intervii. Da, uite, o idee bună, nu m-am gândit la asta. Hai să salvez întâi totuși. Pentru ca să n-am emoții din nou, să-mi dea creș jocul, că mi s-a mai întâmplat.
Da. Hai să dăm sim. Jucăm cu echipa de titulari, pentru că până la urmă e echipă importantă, Faru Constanța, Ișvan Covaș ne arbitrează, jucăm acasă, dăm sim meci și hai să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă. Ioani Duso, Mladen, Dănuleasă, de Noier, Ciobanu, Jacobsen, Grameni, Iancu, Petre și Pitu în formația de start celor de la Faru. O echipă bună, Faru, dar din păcate pentru ei se află foarte jos. Nu m-aș fi așteptat sincer să se afle atât de jos Faru Constanța, dar sunt într-o situație cam dificilă. Și părerea de meciul de aseară, a mai fost întrebat, un dezastru total. Dezastru total, dar ăștia suntem până la urmă. Naționala la fel de bună, campioana României la fel de bună, te elimine o echipă din Armenia, e mai mult decât dezamăgitor. Dar în fine, asta e. Să vedem ce fac și celelalte echipe în Conference League, că și aia e o dilemă mare. De două ori ne-au bătut armenii. Da. Și la națională. Și acum. Asta este. Urât. Bun, s-a încărcat în sfârșit. Hai să vedem ce facem. Mă simt ca la top 11, cei care v-ați jucat. Mai țineți minte cum erau animațiile sau poate vă mai jucați încă, nu mă mai joc sincer. Iată, ocazie pentru Faro, dar scăpăm. Adi Petre a ratat. Ocazia aici pentru noi, să vedem dacă reușim ceva la această fază. Marinescu se duce către centrale, dar pasează către Păun. Dietrich în careu, însă pierdem aici posesia. Până la urmă putem recupera, dar facem un pressing acolo inexistent până la urmă. Un pressing care nu prea a existat, pentru că aveam doi oameni în cealaltă direcție față de cum era mingea. În fine. Iată, Faru se ține destul de bine și atacă. De pe atac nu, că o să-mi schimbe formația. Măcar pe CSB să facă ceva. Eu am pretenții. Iată, gol aici, Barnard a înscris. Perfect. Eu am pretenții la celelalte echipe și la CFR Cluj, de ce nu? De acum în Conference League ar trebui să joace. Pentru că până la urmă nu mai e același lucru ca în Champions League. Bine că echipa cu care a jucat eu cu Pionica ăștia de aseară trebuia să-i bați oriunde. Au dus trei fundași, așa am văzut. Cred că, nu știu, dacă erau într-o zi bună cei de la Clinceni, îi băteau pe aia. Adică, la cum au jucat, mai ales în prelungirile alea, trebuia neapărat să-i bată. Adică, dacă golul ăla cu Petrila și în loc să ataci în continuare, să mai dea un gol să fie liniștiți, stilul lui Dan Petrescu, clasic, s-au băgat cu curul în poartă și aia a fost. Castillejo înscrie 2-0, o să dau geam Turizal pentru că n-are rost. Am câștigat această partidă clar. 2-0, bun. Castillejo înscrie din nou, interesant. Hai că evoluează bine. Și Barnard a înscris și el. Voluntari bate pe Petrolul cu 2-0. Dan Petrescu poate fi dat afară fiindcă au pierdut. Am văzut și eu ceva știri. Am văzut și pe la DigiSport că vorbea Gabi Balint, că au spus că Dan Petrescu e principalul vinovat pentru această eliminare. Și cred că chiar așa e. Iată-l pe Barnard, are 5 asisturi și 8 goluri în 10 meciuri, incredibil. Deci 13 contribuții în 10 meciuri. 0,5 asisturi per meci. Și o medie de 7.9. Mamă. V-am spus că e atacantul suprem. Meșcu Hermannstadt
Suntem în continuare pe primul loc la 3 puncte distanță de FCSB, care a făcut egal în ultima etapă și dacă vom câștiga, mergem la 6 puncte de ei. Și luăm o opțiune serioasă în câștigarea titlului. Le-a făcut țara de rușine. Da, țara noastră a făcut de rușine de mai multe sezoane. Nu-i ceva nou, ca să zic așa, nu neapărat în seara asta. Am fost făcuți de rușine și atunci când ne-a eliminat Doua de Lange și când ne-a eliminat Shakhtyor Karagandy pe FCSB sau cine a mai eliminat pe Craiova, Laci ăia. Deci, și din sezonul trecut, noi suntem făcuți de rușine de mult timp, nu e doar asta. Mai ales la fotbal. Mai avem noroc de David Popovic la not, că în rest, și de Simona Halep, bineînțeles, în tenis, care ne mai ridică cât de cât. Bun, partidul cu Hermannstadt salvez. Înaintea fiecărui meci trebuie să salvez, pentru că nu se știe. Bun, Hermannstadt sunt pe 13, e locul care îl ocupau și Farul Constanța înaintea partidei cu noi din etapa trecută. Hai să vedem întâi cu cine avem partidă după această partidă cu Hermannstadt. Nu mai țin minte. Avem cu Botoșaniu, după cu Csíkszereda în cupă și cu Chindia Târgoviște în camera. Chindia care se află sus, sunt pe locul 5. După părerea ta, cine câștigă campionatul anul ăsta? Eu vreau ca Rapidul să câștige acest campionat, dar nu știu, vom vedea. Presim că o să-și revină CFR-ul și o să câștige tot ei, nu știu de ce. Dar eu sper ca Rapidul să câștige și, bineînțeles, sper ca Ucluj să facă o figură frumoasă, pentru că au rămas echipa mea favorită după ce au retrogradat Dinamo. Au rămas echipa mea favorită din Liga 1. Da. Jucăm cu Hermannstadt cu echipa de titulari, dăm cu Xim și hai să câștigăm. Faci transferul? Nu. Nu o să fac în episodul ăsta, da, bun, am pierdut, superb. Când trebuie să ne îndepărtăm, Barnard îmi scrie, dar degeaba. Când trebuie să ne îndepărtăm la 6 puncte, pierde. CFR e la fel ca PSG, mereu au șanse la câștigarea campionatului. Da, exact. Cam așa ceva. Da, am pierdut aici cu Hermannstadt și cu echipa de titulari până la urmă. Foarte grav, foarte grav problema asta. Bun, până la urmă Tănase a primit jucătorul lunii septembrie. Păcat, ce să zic. Tănase are 10 goluri, Barnard are 9. Da, suntem acolo, avem unul dintre golgheterii campionatului în echipă. Meci cu Botoșani, care se află pe poziția 7. Ziceam eu că mi s-a părut că sunt destul de sus. Am crezut că am confundat cu Chindia, dar aparent ambele echipe sunt sus, și Chindia și Botoșani. Deci, cred că meciul ăsta o să-l joc. Dar, bineînțeles, voi salva înainte. Și acum v-am obișnuit deja. Și cred că o să-l joc meciul. Dar o să schimb echipa, cred că o să bag mai multe rezerve. Schimb și echipamentele, pentru că sunt destul de asemănătoare. Vom juca noi în kitul clasic și Botoșani în alb. Bun, Buffon va ieși, va intra Caldeira în poartă meciul ăsta. Zimmer, hai să jucăm cu toți jucătorii de rezervă. Bari cu Catargiu, Pons, care a făcut 60 OVR, nu-i rău. Va intra aici Târcoveanu alături de Robert Szilagyi, Garbutt, bineînțeles, mijlocaș central ofensiv, în stânga Barker, în dreapta Sefer și în atac românul Taci, fostul golgheter al nostru. Eu zic că Dinamo să înceapă iar din Liga 4. Așa sper și eu, dar nu se știe ce e acolo. Acolo e un haos total. Vom vedea ce va fi. Oare de ce nu intra Dietrich pe bancă? Pentru că era scos din afara lotului. Ok. Va intra Hackford pe bancă, pentru că am nevoie și de el, pentru că are destul de mare viteză. Nu a mai intrat de mult. Are zero sharpness, dar n-am ce să-i fac. Nu știu pe cine să scot. O să-l scop pe Perianu sau pe Păun. O să-l scop pe Păun.
pentru că n-am nevoie de doi mijlocași acolo. Bun. Ișvan Kovač din nou ne arbitrează, deci aparent toate meciurile sunt arbitrate de Ișvan Kovač. Jucăm cu de rezerve în întregime, ca să zic așa. La Botoșani îl vedem pe Papa în poartă, Brown, Ceroni, Daua, Neciu, Croitoru, Florescu, Enrico Papa, Grubaț, Criciuma și Silva în atac. Silaghi merită balonul de aur, da. Hai să dăm play match, să câștigăm meciul cu Botoșani, pentru că e un meci important. Și nu uitați de like, băieți, să facem 15 like-uri. Avem 12. Din nou stăm o grămadă să se încarce. Da, ce să mai... Hai băieți, cu like-ul ăla. Like-ul ăla forță, să facem 15 like-uri. Putem. Avem 13. Hai, în sfârșit s-a încărcat. Da, am jocul dat pe low și tot se mișcă foarte greu, nu înțeleg, ești. Data trecută când l-am dat înapoi pe low s-a mișcat foarte bine. Sper să nu mai am problema asta. Bun, jucăm acasă din nou. E cam ploaie, dar sper să nu ne încurci. Am un meci foarte greu cu cei de la Botoșani. Ce PC ai? Am un laptop Dell, dar nu știu exact specificațiile. Mamă, încep tare cei de la Botoșani aici. Da. Aceeași problemă. Bun. Să mai faci vlog? Da, cred că o să mai fac. Nu știu exact, o să văd. Barker ăsta are o viteză mare. O, ce pasă bună aici. Enrico Papa către Grubaț, scoate baria acolo foarte bine. Mamă, dar s-a blocat. What? Ce s-a blocat? S-a doar mie mi s-a blocat. Adică mie merge foarte bine, live-ul aparent s-a blocat. Incredibil. Deci nu-mi vine să cred. Sau nu s-a blocat? Aparent doar mie mi s-a blocat live-ul. Da, deci când intru în joc, așa îmi face și nu pot să înțeleg de ce. Adică eu dacă, e cel mai probabil e de la OBS, pentru că mie când, eu când nu filmez și mă joc, n-am absolut nicio problemă, nici cu lagul, nici cu nimic. Când intru în OBS și încep filmare, deja am lag și la webcam și în timpul meciului. Și nu știu care, chiar nu pot să-mi dau seama care e problema. Am încercat absolut toate chestiile posibile să nu mai fie așa, dar n-am ce să-i fac. Trebuie să-mi schimb laptopul cel mai probabil.
Bun, avem șansă aici, Pons aleargă foarte bine, iată, pasă bună către Garbutt, Târcoveanu la marginea careului, Târcoveanu cu șutul scoate însă, pap, Târcoveanu fostul jucător de la FC Botoșani, iată că avem un fost jucător și de la FC Botoșani, am adus de la toate echipele de prin Liga 1, iată aici ce pasă dă Zimmer pentru Florescu, parcă ar fi în echipa Botoșaniului, fundașul nostru dreapta, Croitorul pasă către Jaja, însă foarte bine Bari. Barker, Taci, către Garbutt, să vedem pe Garbutt, în dreapta e liber Sefer, primește fostul jucător de la Rapid, Antonio Sefer, are poziție de șut cu stângul Sefer, însă pa prinde. Mateus Criciuma. Să vedem pe Noarul, cel de la Botoșani, pasă către Grubaț, Zimmer este acolo, dar nu poate bloca și este gol pentru FC Botoșani, bineînțeles, Enrico Papa reușește să deschide scorul minutul 20. Buffon, eu zic că putea scoate șutul ăsta, dar asta e. Nu Buffon, Caldeira, am uitat că e Caldeira în poartă. Da, o greșeală și de portar aici și de marcaj până la urmă, pentru că jucătorii noștri trebuia să aibă grijă aici. Iată, foarte liber. Enrico Papa reușește să deschidă scorul minutul 20. Hai că trebuie să revenim. Putem să o facem. Aoleu. Dacă jucăm așa nu o să revenim niciodată. Pasă bună. Jaja Silva. Bine, Pons, dar rămâne mingea la cei de la Botoșan, Catargiu scoate cumva. Și s-a blocat iar. Așa e că s-a blocat iar. Barker. Stați așa. Așa probleme n-am avut niciodată cu live. Cred că e de la net totuși. Mă tem că e și de la conexiune. Pentru că azi mi-a mers foarte greu netul, acum mi-am adus aminte. Cred că e de la vreme. Da, da, mi-apare acum că e de la YouTube. Am înțeles. Stați puțin să conectez un cablu la laptop ca să am conexiune mai bună. Trebuie să fac asta de mai devreme. Bun, am conectat. Am conectat acolo. Acum sper să meargă mai bine. Am conectat un cablu. Îi dau un refresh. Și sper să nu mai am problemele astea. Mulțumesc pentru cele 15 like-uri, băieți. Apreciez foarte mult. Chiar dacă am probleme cu live-ul, voi sunteți aici alături de mine. Și vă mulțumesc.
Hai că trebuie să meargă de acum. Deci acum chiar ar trebui să nu mai am probleme. Hai să intru pe joc să văd cum se mișcă. Bun, 1-0 pentru Botoșani. Hai să continuăm partida. Eu sper că de acum să nu mai am probleme. Suntem în posesie aici, Taci, Silaghi, Zimmer. Continuă fundașul nostru lateral, Târcoveanu. Târcoveanu greșește pasa. Se vede că jucă la Botoșani. Oh, ce pasă bună aici, nu e offside. Incredibil, nu e offside la Grubaț, însă încearcă pasa, o decizie foarte proastă. Remontada, hai că reușim să o facem. Trebuie să reușim să o facem. Târcoveanu. Barker. Pasă către Taci. Pleacă Garbutt, primește. Nou zeilandezul nostru Garbutt cu pasa către Sefer. Foarte bună Sefer în partea dreaptă, însă nu câștigă duelul cu Neciu. Dar se complică fundașul stânga celor de la Botoșan și aproape de o recuperare pentru Sefer. Dar din păcate nu avem noroc. Salut Florin Popovici, bine venit. Nu te-am mai văzut de mult pe live. Jaja. Jaja continuă. Centrare bună și este 2-0. Croitorul. David Croitorul reușește să înscrie golul de 2-0 pentru Botoșani. Da. Din păcate este în conduși cu două goluri. Nu e bine deloc. Așa. Bun, am un abonat nou, acum am văzut. Ce bătaie și-a luat ce vreau seara de la Pioning la penaltiuri. Da. Toată lumea spune asta. RIP? Ce-i RIP? Eu am ieșit. N-are ce să fie RIP. RIP remontada? Ah, nu. Nu. O să revenim, hai să vezi. Dacă pierdem a doilea meci la rând în campionat, e cam groasă. Bine, avem 3 puncte avans în momentul ăsta față de FCSB, dar puteam face 6. Poate se încurcă etapa asta și noi să, bineînțeles, să întoarcem scorul aici. Trebuie să întoarcem scorul. Ah, Florin Popovici s-a abonat. Ok, nu era abonat, frate. Am înțeles. Bun, haideți și cu un like acolo dacă n-ați dat. Avem 16 în momentul ăsta. Eu zic că putem să facem 20. M-a așteptat mai mult de la CFR, a dat cu terenul în cap armenilor. Dar, na, ce să-i faci? Ăsta-i fotbalul românesc, până la urmă. Tot 800 de abonați, Doamne ajută. Doamne ajută să facem 800 de abonați. Ar fi ideal. Până la sfârșitul lunii, la începutul lui august, avem deja 800 de abonați. Cred că ar fi senzațional pentru mine. În august o să plec și eu într-o vacanță. Deci, cât sunt în vacanță, o să vină probabil videoclipuri. Dar live-uri nu o să mai fac. O să anunț pe comunitate, oricum mai este până atunci. Până atunci oricum o să, probabil zi de zi o să apară ori videoclip, ori voi face live. Deci voi fi activ până, probabil pe 11 august sau ceva de genul, voi pleca în vacanță. Și sper ca până atunci să am 800 de abonați. Bun, pauză, 2-0 pentru Botoșani. Trebuie să revenim în repriza a doua.
Da, Garbăt. Garbăt e Messi. Grubat scapă și șut, însă Caldeira are prima intervenție în meciul ăsta, în sfârșit scoate și portarul nostru ceva. Numărul 14. Senzațional. Bine Târcoveanu. M-au zis că astea Târgu Mureș este în Liga a 4-a, nu mai știu exact. Am crezut că au promovat sezonul ăsta în Liga a 3-a, nu știu, chiar nu știu. Oricum se cheamă FC Astea Târgu Mureș sau ceva de genul. Barker nu reușește aici. Centrare bună, Hens acolo la croitorul, da, s-a văzut. S-a văzut că l-a lovit mingea în mână. Nu prea mai avem timp, adică avem timp, dar trebuie să înscriem rapid până prin minutul 70 să reușim golul de 2-1. Dacă nu reușim până minutul 70 e greu să mai revenim. E greu că suntem și cu echipa de rezerve. Trebuie să facem în Liga a 2-a, eu sper, dar e destul de greu. O iată, 3-0 aici, ba nu, Caldeira scoate bine. Hai că am scăpat de o fază periculoasă. Taci, pleacă bine în stânga, Barker are viteză, bună pasa lui Taci. Hai Barker, Barker prins de Brown, are viteză și Brown. Noul jucător acel de la CFR Cluj în realitate. Aici a rămas la Botoșani, aproape să recuperăm, însă a protejat excelent. Târcoveanu aici, parcă joacă la ei. A uitat că a schimbat echipa. Joacă la Asia. Aoleu, ce intrare urât acolo la Catargiu. Foarte dură acea intrare. Pasă către Sefer. Sefer în dreapta, nu prea are soluții. Caută pasa. Silaghi este în careu. Silaghi cu șutul și este 2-1. Bine că am înscris până în minutul 70, așa cum spuneam. Capitanul nostru Robert Silaghi. Iată că înscrie din nou. Foarte bun acest jucător. Îmi place extrem de mult de el. Mai ales că e fostul meu coleg de clasă. Așa cum mai spuneam, iată că reușește să înscrie și 2-1 e un scor mai bun decât 2-0, clar. Trebuie să facem ceva schimbări, poate introducem ceva titulari și sper eu să ne aduc un plus și să reușim până la urmă să revenim. Hai să-l băgăm și pe Hackford. Îl băgăm pe Hackford în locul lui Garbutt aici. Va juca cam... Nu, voi juca cu doi atacanți. Încerc să joc cu doi atacanți, cu Taci și cu Hackford în atac. De ce nu? Ar fi o soluție. Hai să vedem dacă reușim ceva cu doi atacanți acolo. Riscăm puțin, dar nu suntem Dan Petrescu până la urmă. Trebuie să jucăm mai ofensiv. Robert Silaghi înscrie pentru 2-1. Cred că a doilea gol în acest sezon pentru el. Iată, Garbutt iese și este înlocuit de Anthony Hackford. Fost jucător la Sheffield, acest englez, pe care nu l-am mai prea jucat în acest sezon, după venirea lui Barnard. Ce pasă bună aici, nu e offside la Jaja, aparent. Lupeta cu o pasă către Jaja, prinde mingea brazilianul, însă Pons reușește să-l blocheze de două ori, mingea tot la ei, incredibil, nu avem noroc deloc și Caldeira reușește până la urmă să salveze. Foarte intensă această partidă, s-a încins jocul după golul înscris de Silaghi, trebuie să scăpăm de aici, iată Catargiu nu reușește să dea cu capul acolo și mingea ajunge la Florescu, Eduard Florescu în poziție de centrare se întoarce acolo, Catargiu reușește să recupereze. Dar este tot aruncare de la margine pentru Botoșani. Pasă bun aici croitorul Enrico Papa și salvează din nou Caldeira. Hai să vedem dacă putem pleca pe contraatac. Hackford către Taci, însă Taci se ascunde după adversar. Până la urmă recuperăm. Taci. Pleacă Hackford, pleacă și Sefer în dreapta. Pasa este către Antonio Sefer. Să vedem pe Sefer. Sefer cu o pasă bună. Taci către Hackford. Hackford în fața golului de 2-2. Hackford golasso! 2-2 egalăm. V-am spus că nu-i meciul pierdut. Hackford. Schimbare inspirată pentru cei de la Astea Târgu Mureș. Doi antrenori de antrenori. Cât de bine a plecat pe culoar. Taci îi trimite o pasă extraordinară lui Hackford, care reușește egalarea. 2-2 și iată că mai avem șansă chiar și de a câștiga această partidă după ce am reușit să egalăm. Haideți să mai facem o schimbare, poate mai e inspirat odată în doi concă o schimbare.
Dan Petrescu zicea că Piunic și Erevan erau favoriți. Da, Dan Petrescu așa spunea înaintea fiecărui meci, cu oricine ar juca. Hai să-l băgăm pe Castillejo, că e într-o formă bună, să-l băgăm în locul lui Sefer aici. Și să mai băgăm un jucător. Hai să-l băgăm și pe Barnard în locul lui Tachi. Eu zic că va înscrie Barnard dacă va intra. 15 minute până la final, reușim egalarea, ceea ce e foarte bine. Șut bun al lui Hackford, preluare cu stângul, șut super cu dreptul la lung. Și este 2-2. Eu zic că se poate. Iată ce costum frumos, adică ce palton are Ndoye acolo. E în ton cu moda oricum Usman Ndoye. Lupeta. Cei de la Botoșani caută și ei golul de 3-2. Jaja. Pasă cu călcuiul bună. Brown centrează în careu. Acolo e Bari care sare la cap. Dar iată cum ajunge mingea la Lupeta. Caldeira din nou cu o nouă intervenție. După ce... după ce a primit golul de 2-0, Caldeira chiar și-a revenit. A apărat foarte bine. Hai Asea. Hai Asea Târgu Mureș cu victoria. Aia zic. Hai că se poate. Hai să dăm aici cu capul noi. Lupeta dă cu capul. Dar bine că scăpăm de o fază periculoasă. Catargiu către Bari. Bari își face o minge lungă, dar bine că reușește să paseze la Târcoveanu. Barker către Barnard. Să vedem pe Barnard, pleacă din nou Hackford. Foarte bine, bună pasa lui Barnard către Hackford. Hackford, gol, 3-2. Hackford întoarce soarta meciului. Iată de când a mai intrat Hackford pe teren. Și iată că intră și marchează de o dublă. Senzațional. Incredibil așa ceva. Hackford reușește dubla și facem 3-2 în minutul 84. Incredibil așa ceva. Barnardo, nouă schimbare foarte inspirată a lui Usman Ndoye, pasă către Hackford și golul de 3-2 este din nou din partea englezului nostru de 18 ani, Ndoye Hackford, 3-2. V-am spus că revenim. Ți-am spus Kiko Gamer, ai spus Rib Remontada, niciodată. Când îl ai pe Usman Ndoye antrenor, totul e posibil. Ndoye Hackford cu al treilea gol în 4 meciuri iată în acest sezon. Probabil l-a mai înscris într-o simulare. Crezi că reușește? Crezi că Asea reușește să ajungă în Liga a doua? Ți-am spus, nu știu care sunt problemele acolo cu banii sau așa. Dacă sunt bani, e posibil, de ce nu? Din ce știu eu acolo, adică din ce cunosc oamenii care joacă pentru echipa, pentru că am făcut acolo, cum știți, liceu. Iată, Hackford aici recuperează pentru moment. Am făcut liceu acolo. Sunt jucători buni, sunt jucători foarte buni în Liga 4, dar dacă nu sunt bani, nicăieri nu merge. Ați văzut ce s-a întâmplat la Dinamo, la Gaz Metan, la Clinceni. E greu să ajungi într-o ligă superioară dacă nu ai bani. Târcoveanu se descurcă bine aici, e faultat după părerea mea, dar nu se dă nimic. Iată 3 minute arătate de la margine și un ultim atac pentru Botoșani de a egala la această fază. Jaja în partea dreaptă, centrare în careu, însă acolo trebuie să fie Zimmer care să îndepărteze pericolul. Și este fluier final, 3-2, reușim să câștigăm după ce am fost conduși cu 2-0 de Botoșan la pauză. Incredibil așa ceva, o revenire absolut senzațională. Hackford, omul meciului la noi, fără doar și poate, a intrat și a marcat de 2 ori. Ce rezervă avem, incredibil Ndoye Hackford, superb, din 2 șuturi a reușit să înscrie 2 goluri. Nu mă așteptam la 3-2, eu mă așteptam, știam că avem forța să revenim la pauză. Enrico Papa și Croitorul pentru FC Botoșani au înscris în prima repriză. Pentru noi a înscris Robert Szilagyi golul de 2-1 și Ndoye Hackford a reușit dubla și a făcut 3-2 pentru Asea Târgu Mureș. Absolut senzațional acest meci. Clar omul meciului Hackford, 8.4 pentru el, 2 goluri pentru acest jucător. Caldeira 8.4, portarul nostru care a primit 2 goluri, dar cum spuneam, după golul 2 chiar a apărat incredibil de bine și iată cum ne... ținem bine în campionat încă, ceea ce e foarte bine. Și Szilagyi cu un gol 7.4 și pentru el. Catargiu bun în apărare, chiar mi-a plăcut Catargiu. Și Bari, de ce nu? Chiar au fost buni acolo fundași și nu am prea meritat victoria, dar important este că am reușit să câștigăm. 55% posesie pentru Botoșani, cu 10% mai mult decât noi. 11 șuturi la poartă, noi am avut doar 5, am reușit să marcăm de 3 ori. E excelent. Nici nu trebuia mai mult.
Având noroc că azi e o poli Timișoara, dacă nu, cu gaz metan și clienica, pe erau alături de Liga 3. Da, știu, știu. Știu asta, Florin. Da, probabil o să retrogradeze sezonul ăsta. Sportiv, dacă nu vor fi din nou probleme la alte echipe. Bine, măcar stau bine din punct de vedere financiar. Poate au noroc sezonul ăsta și se salvează, sau poate de ce nu se lupte la play-off dacă fac investiții bune. Bun, meci cu Csíkszereda în cupă în optimi. Meci care zic eu că e destul de simplu cu echipa de Liga a doua. Nu știu, cred că o să-l simulez. Având în vedere că vine meci cu Chindia Târgoviște, care se află destul de sus în campionat, cred că o să, de fapt cred că o să simulez ambele partide, și cu Chindia și cu Csíkszereda. Ovidiu Hațegan de această dată arbitru în Cupa României. Jucăm acasă cu echipa de titulari: Buffon, Onea, Toșca, Mevlia, Marinescu, Păun, Periano, Hanca, Dietrich, Casiejo și Barnal. Dă-i sim, da, oricum o să dau sim. La Csíkszereda îl vedem pe Apro, capitanul echipei, jucător care l-am avut în cariera cu U Cluj, cei care v-ați uitat la acea cariera, țineți minte. Îl vedem acolo pe Lorand Kovac, alt fost jucător de la U Cluj din realitate. Hai să dăm quick sim și să sperăm că ne calificăm în sferturile Cupei României, ar fi indicat, zic. Hai cu o victorie, 2-1 reușim să mergem mai departe în Cupa României. Onea și Barnard înscriu pentru noi, superb. De ce Buffon capitan? Pentru că s-a pus singur, e cel mai experimentat până la urmă. Dar nu mă deranjează, nu contează cine e capitan până la urmă. Suntem pe primul loc la 4 puncte distanță de CFR Cluj, care iată a ajuns pe locul 2. FCSB-ul, din păcate pentru ei, a ajuns până pe locul 4. Csíkszereda are echipă bună în realitate, știu. Are echipă foarte bună. Meci cu Chindia, care se află pe locul 6. Deci noi după 13 partide avem 28 de puncte. Nu-i rău, dar trebuie să câștigăm aici neapărat. Eu zic că cei de la Chindia nu sunt totuși o echipă de speriat, chiar dacă se află pe poziția 6-a. Cred că voi simula și această partidă și voi mai juca meciurile cu CFR Cluj și Universitatea Craiova. Cu FCU Craiova nu știu dacă voi juca, depinde pe ce loc sunt. Și vine din nou meci cu FCSB, cred că începe în returul. Dar după partida cu CFR Cluj începe returul, pentru că sunt 15 etape deja scurse din acest sezon. Da. Avem un meci în minus, FCSB a câștigat în această rundă, sunt la 2 puncte de noi, dar noi dacă vom câștiga ne îndepărtăm la 5 lungimi de FCSB și bineînțeles dacă se încurcă și CFR-ul ar fi superb, dar noi trebuie să câștigăm această partidă, asta e cel mai important, cel mai indicat, dar iată că unii jucători sunt obosiți după meciul de Cupa României, Casiho trebuie să joace pe poziția lui, Perianu va ieși, va intra Sila Ghila mijlocul terenului, și Târcoveanu. Crezi că vom avea vreo echipă românească în grupele Conference League? Cred că da. Cred că totuși o să avem o echipă românească în Conference League, ori CFR, ori FCSB, dar nu știu, mă tem că nu o să facă față. O să fie cum a fost CFR anul trecut. Sper să mă înșel, dar vom vedea. Cam asta e echipa, jucăm și cu Catargiu aici lângă Mevlia, atunci că e destul de obosit. Hai să-l băgăm pe Hackford pentru că a făcut o partidă bună în meciul cu Botoșani. Îl băgăm aici în locul lui Perianu. Hai să-l băgăm titular totuși. Băgăm titular, va intra Barnard 100% în timpul meciului. Ce crezi că va face cu Cluj în Liga 1? Sper din suflet măcar să se salveze de la retrogradare sau de ce nu să fie una dintre surprizele sezonului, să califice în play-off. Mi-aș dori foarte mult acest lucru. Bun, hai să dăm quick sim. La Chindia Târgoviște, Căbuz este în poartă, Căpușă, Rompulacu, Baxevanos și Șerban, Rusu, Iacob, Dulca, Pasalia, Ciunciucov și Udoh în atac. Dăm quick sim.
Sebastian Colțescu ne arbitrează și trebuie să câștigăm această partidă neapărat. Să vedem dacă reușim. Nu, din păcate, 1-1. Au înscris ce la Chindia minutul 83 și noi am egalat minutul 88. E incredibil așa ceva. Da, din păcate, Taci a intrat în locul lui Castillo la pauză și a reușit să înscrie acolo din partea dreaptă. Dar e păcat. E păcat că nu am reușit să câștigăm. Până la urmă, tot pe primul loc rămâne, dar ne îndepărtam după, dacă aveam o victorie. Silaghi e un bun meciul. Da, Silaghi e foarte bun. Iată-l pe Îndoie, are 50 de victorie în 100 de meciuri în carieră, 23 de egaluri și 27 de înfrângeri. E o statistică foarte bună. 50 de victorii din 100, e o super performanță. Ce îmi doresc să revină neamul Liga 1 și asta e un stilist. Asta e. Când o reveni, o reveni. Eu sper să revină cum a revenit Rapidul. Să fie o echipă foarte bună. Nu să revină doar să se lupte la retrogradare, știi? Sau să intervină Burleanu și Federația și să o bage din nou Liga 1, pentru că nu o să facă față. Sper din suflet să nu fie așa. Uite, George Agafiță ăsta are 15 ani și are, valorează 450.000, are și potențialul, vom semna. Vine scouterul aici, am uitat să spun. Vlad Popescu pare interesant, o să-l semnăm și pe el. În rest nu prea avem jucători. Hai să vedem ce ne aduce și din Brazilia scouterul. Cred că e ultima dată când a venit din Brazilia. Nu prea avem jucători buni aici. Rodriguez ăsta i-a mai crescut cu potențialul, dar overall-ul rămâne foarte, foarte slăbuț. Avem pe Guilherme Miranda. Mamă, Guilherme Miranda ăsta chiar e interesant. Poate juca acolo în partea stângă sau mijlocaș central. Îl luăm, bineînțeles. Foarte interesant acel jucător. Și cam atât. Hai să-i vedem pe cei trei pe care i-am adus de la scout. Am auzit că dinamul l-a adus pe Iosif, fost antrenor al Rapidului. Și eu am văzut o știre azi. Dar încă nu e nimic confirmat. Se zvonește. Se zvonește de Ovidiu Burcă. Se zvonește de, bineînțeles, de Mihai Iosif. Dar sunt doar discuții momentan. Bun, hai să vedem pe cei trei fotbaliști. Îl avem pe Vlad Popescu, care are 53 overe, nu-i rău, și un potențial foarte mare. 16 ani, este fundaș dreapta de meserie. Chiar îmi trebuia un fundaș dreapta, de ce nu? Dar haide să-i schimbăm poziția în fundaș dreapta clasic. Eu m-aș bucura, sincer, să-ți răspund aici la întrebarea asta, la afirmația asta ta cu Mihai Iosif, Florin. Mi-aș dori foarte mult să vină, pentru că e un antrenor foarte bun, Mihai Iosif, și nu știu, poate ar reuși să promoveze Dinamo dacă va rămâne în Liga 1, dar aparent nu pot să-l fac right back. Să vedem dacă îl putem face right mid, dar aparent e mai ofensiv. O să-l facem right mid, nu-i problemă. O să mergem la meciurile lui Dinamo, nu mă ajută distanța, sincer, dar voi vedea, depinde unde va juca, dacă va juca. Ia, Miranda are 60 overe, bine, deja are 60 overe și poate juca pe multe posturi. Are și un potențial mare. Haideți să-l îi dăm development și deja o să-l promovăm la echipă, pentru că merită. Să vedem ce potențial are, mai exact. Are un pace foarte bun, are 4 stele skill moves deja, o să-l creștem și la weak foot, pentru că are doar 2 stele acolo. Bun, Agafiță ăsta, sincer, are 53 overe, dar o să-l lăsăm, are 15 ani și cam atât. E right mid, are pace. Are dribbling cât de cât pentru overall-ul lui, are și physical. Iată, are balance 76, foarte bun, dar din păcate nu prea are agility. Are agility, 73, n-am văzut. Am crezut că jumping, statusul de la jumping e la agility. Are agility și balance foarte bun. E un jucător interesant. O să-l păstrăm. Poate îi mai crește și potențialul, vom vedea. Salut, Rafael. Body tipul MG e bun. Jucător left wing 5-4. Nu știu la ce te referi. Măcar n-am o să bată CSA clonat Alpan. Nu cred că o să o fac. Dacă rămân cu lotul ăsta de, pe care l-au acum, n-o să-l ia. N-o să bată pe nimeni. O să retrogradeze, clar. Pe Miranda o să luăm. Am spus că luăm. Hai să vedem ce potențial are.
pe Ultimate. E, nu știu, e un fotbalist, cel care mi l-ai spus tu că nu înțeleg. Nu știu, ți-am spus, nu mai știu nimic de Ultimate Team. Locul 4 pentru Craiova, viitoarea noastră adversară din campionat. Hai să vedem potențialul jucătorului pe care îl tocmai l-am adus de la Academie. E left mid. Miranda are exciting prospect, peste 85. Body type-ul every. Nu știu, frate, habar n-am, nu mă pricep. Jucătorul left winger 5-4. Probabil e bun. Bun, Miranda, exciting prospect. Trebuie neapărat să-l jucăm. Dar hai să ne uităm mai bine peste statusurile lui și să vedem dacă îi putem schimba poziția. Eu cred că o poziție mai bună decât aceasta noi nu cred că îi putem oferi, sincer. Poate doar să schimbăm poziția pe left winger, poate. Hai să vedem. Left winger ia 8 săptămâni. Hai să schimbăm poziția în left winger. E dreptaș până la urmă, left mid e mai greu să joci ca dreptaș. În FIFA cel puțin, se zvonește că Ronaldo s-ar putea duce la Chelsea. Da, am văzut și eu, dar nu cred că va pleca la Chelsea. Va pleca de la Manchester United, asta e sigur. Dar nu cred că se va duce la Chelsea totuși. Ar fi urât și din partea lui până la urmă, la vârsta asta, la 37 de ani, a jucat pentru Manchester United, e echipa care l-a format până la urmă și să se ducă la o rivală n-ar da bine, zic eu. Acum nu știu, depinde de el. Bun, am căzut pe locul 2, aparent FC Voluntari a apărut de nicăieri, parcă, și sunt pe primul loc, înaintea etapei pe care noi încă n-am jucat-o. Voluntari are un meci în plus. Trebuie să câștigăm ca să rămânem pe primul loc. Iată cum Voluntari a ajuns pe primul loc. Cred că nici nu erau în primele echipe. Cred că au avut multe meciuri în minus și le-au jucat pe toate. Nu înțeleg cum a apărut Voluntari așa. Bun, hai să-l băgăm pe Puștiu ăla de la Academie pe bancă și să-l debutăm deja, de ce nu? În meciul ăsta. Miranda va intra pe bancă în locul lui. În locul lui Târcoveanu. Hai în locul lui Barker. Hai. Hai să-l fac capitan pe Hanca, că tot mi-a cerut Kiko Gamer. Ar fi fain să-l vedem pe Ronaldo jucând în Europa League. Mie nu mi s-ar părea tocmai frumos. Nu știu, eu cred că dacă va juca în Champions League sezonul ăsta, cu orice echipă va juca, eu cred că va lua Champions League-ul. Așa presimt. Dacă mai ales dacă se duce la Bayern München. Cred că Bayern München are forța să ia Champions League-ul. Dar cel mai mult mi-aș dori, bineînțeles, să se ducă la Real Madrid, clar. Care va fi următoarea carieră? Următoarea carieră va fi în Bundesliga. După ce o să termin asta cu Asia Târgu Mureș, cred. Pentru că cea cu Oțelul Galaț e destul de în urmă. Pe aia o termin mai greu. Pentru că e cu episoade, na. Cred că în Bundesliga voi face următoarea carieră. Și o să trec de pe PC pe Xbox. Pentru că mi-e mai ușor pe Xbox decât pe PC. N-o să mai am Liga 1. N-o să mai am Liga 2, adică. N-o să mai am PC-ul, dar... Va fi mai simplu pentru mine. Bun, hai să dăm drumul la partida cu Universitatea Craiova. Jucăm cu echipamentul de deplasare, pentru că jucăm în deplasare, pe Ion Oblemenco. Horațiu Feșnic este arbitru și vom juca cu Buffon. Bineînțeles, care nu mai este capitanul nostru. Onea, Toșca, Mevlia, Marinescu, Păun, Perianu, Hanca, Dietrich, Castieho și Barnard. Echipa de titulari. Iată, Craiova joacă cu Lazar în poartă, Vlădoiu, Screciu, Pap, Bancu, Nistor, Bic și Noidecher. Un jucător nou, aparent. Câmpanu, Flores și Ivan în atac. Îi dăm drumul la partidă pe Ion Oblemenco și haide să-i batem și pe cei de la Craiova,
ca să rămânem pe primul loc înaintea sfârșitului turului de campionat, pentru că este etapa 15 și se termină turul din campionatul regulat. Deci dacă vom câștiga aici și rămânem pe primul loc, suntem campioana de toamnă sau campioana de iarnă, cum se zicea mai mult, de mult, habar n-am. Salut Alex, bine ai venit. Salut, salut. Cine crezi că câștigă Premier League? Cred că Chelsea. La transferurile pe care le-a făcut, chiar mi-aș dori. Sincer, sunt fan Manchester United și fan Arsenal în același timp, pentru că, nu știu, nu pot să fac diferența între cele două echipe din Anglia, pentru că îmi plac la fel de mult ambele. Nu sunt un fan, nu știu, înfocat cum sunt pentru AC Milan din străinătate sau pentru Dinamo din România, dar îmi plac ambele echipe și... Dar totuși nu știu dacă au puterea să facă, mai ales, nu știu, poate Manchester United după venirea lui Ten Hag să fie mai, nu știu, mai puternică, dar la, nu știu, cred că Chelsea are cea mai mare șansă după, bineînțeles, după transferurile făcute, dar să nu uităm de Liverpool și Manchester City, și Manchester City l-a luat pe Haaland și pe Alvarez ăla, care sunt doi atacanți super buni, vom vedea ce va fi. Eu cred că totuși că Chelsea va lua Premier League. Crezi că va mai juca Pepe, fundașul lui FC Porto? Va juca cel puțin 10 ani de acum încolo. Ascult ce spun eu. Ascultă-mă bine. Jucăm pe Ion Oblemenco pe zăpadă. Superb. Primul meci pe zăpadă din cariera asta. Jucăm la Craiova, stadionul arhiplin, chiar dacă este foarte frig. Iată ce atmosferă frumoasă. Parcă ne încălzește atmosfera de pe Ion Oblemenco. Dar trebuie să câștigăm neapărat, așa cum spuneam și la începutul, înainte să intrăm în meci, trebuie să câștigăm ca să rămânem campioana de toamnă a ligii întâi, pentru că este ultima etapă din turul campionatului regulat și dacă nu reușim să câștigăm, voluntariul va termina pe primul loc, ceea ce e destul de trist, zic eu, pentru că am fost din prima etapă a campionatului pe primul loc și ar fi frumos să terminăm turul cel puțin. Și după, bineînțeles, și returul și play-off-ul și tot ce trebuie pe primul loc. Acum 5 ani se zvonea că Pepe se va duce la FC Barcelona. Da, mă, sunt multe zvonuri cu transferuri. Se zvonește acum că Ronaldo va merge la Barcelona, dar eu nu cred. Deci eu chiar nu-l văd pe Ronaldo niciodată în tricoul Barcelonei. Poate dacă era Messi încă la Barcelona, poate s-ar fi dus să joace așa cu Messi, pentru că multă lume vrea să-i vadă împreună jucând. E posibil să se ducă la PSG. L-aș vedea la PSG, sincer, pe Cristiano Ronaldo. Da, din nou suntem echipa cel mai bun atac, 31 de goluri, dar FCSB-ul s-a apropiat acolo cu 30. Nu mai suntem detașat cea mai bună echipă pe atac. E un fault aici, clar. Dietrich. Pasa în dreaptă, foarte, foarte bună pasa în dreapta către Castillejo. Castillejo intră în centru, are stângul său foarte bun, stângul lui Castillejo însă trece peste poartă. Ar fi fost fain să-l vedem pe Pepe la Barcelona jucând alături de Messi. Eu sincer îl prefer pe Cristiano Ronaldo jucând alături de Messi. Chiar aș vrea să-i văd pe cei doi jucând odată împreună. Bun. Apare merge mai bine acum și internetul. Și haideți și cu un like acolo dacă n-ați dat. Bun. Hai să continuăm meciul. Sper să nu se miște rău. Haideți și cu încă un abonat. Uite acum mi-am dat seama. Avem 749 de abonați. Să mai aboneze cineva și facem 750. Ar fi superb live-ul ăsta. Bună pasă aici către Perianu. Perianu în fața golului și este 1-0. Ovidiu Perianu, fostul jucător de la FCSB, reușește să înscrie după o pasă bună a lui Dietrich, cred. Cred că Dietrich a pasat decisiv foarte bine aici. Și Perianu reușește golul de 1-0 în minutul 11. Un gol foarte frumos. Și începem bine această partidă cu o reușită din partea lui Ovidiu Perianu. Stați puțin așa. Bun.
Mai sunt 5 luni până începe campionatul mondial, de-abia aștept. Sincer, mi se pare foarte ciudat că nu e acum în vară. Chiar aș fi vrut să fie acum în vară. Mi se pare, nu știu, campionatul mondial îl văd tot timpul și campionatul european să fie vară. E urât, sincer. Nu îmi place în noiembrie. Îți dă alt feeling, parcă, când te uiți la campionatul mondial în vară. Dar în fine. Sper să se ridice la un nivel bun campionatul mondial din Qatar de anul ăsta și să, nu știu, chiar dacă e iarna, să ne dea un feeling așa de vară. Bine, înțeles, acolo e cald în Qatar, dar nu știu, sper să mă simt bine uitându-mă la campionatul mondial, chiar dacă nu e România. Voi ține, bineînțeles, cu Brazilia și cu Portugalia. Sper ca cele două una dintre cele două echipe să câștige campionatul mondial. E foarte greu, dar nu e imposibil. Marinescu aici, iau pentru ei, superb. Dar ar fi mult prea pentru a juca vara, da. Dar se putea schimba locația, nu știu dacă trebuia neapărat în Qatar, dar în fine. Probabil și aici banii fac diferența. Probabil cei de la Federația din Qatar sau cine se ocupă cu așa ceva o dau mai mulți bani. Se va desfășura acolo campionatul mondial, din păcate. Un șut bun aici lui Păun, puteam face 2-0, dar mingea a trecut pe lângă poartă. Toșca schimbă frumos aici către Hanca. Ce pasa lui Toșca, iată-l pe Hanca. Ce preluare bună face. Pleacă pe un foarte bine, însă pasa nu e tocmai bună. Trebuia să mai aștept un pic momentul decisiv al pasei, să zic așa. Iată-l pe un pas de această dată interceptată ușor de Vlădoiu. Adică Qatar ce jucători are până și România îi bate? Nu se știe. La ce fotbal avem noi? Am văzut ne bate Armenia. E clar că Qatarul cred că ne-ar bate. Ne-ar bate și naționala mare Qatarul. Dietrich pasă către Samu Castillejo. Castillejo intră în centru foarte bine. Samu Castillejo cu pasă către Barnard care își face preluare direct în adversar și pierde mingea. Oh, ce pasă bună către Campanu, însă iese Buffon aici fără emoții, foarte bine a ieșit. Am crezut că s-a dat hands inițial, dar e faul la portar. Ieșise Buffon acolo din poartă, în afara careului cu mingea în mână și m-am temut să nu se dea lovitură liberă pentru Craiova. Jucăm înapoi, nu prea avem soluții de pasă, foarte bine închid spațiile cei de la Craiova. Luăm bătaie până și de la India sau Cipru totuși, da. Exact, cam așa-i. Așa am ajuns, asta este. Dietrich, Hanca, Sergiu Hanca în stânga. Foarte bine, se descurcă, pasă bună către Nicolae Păun. Nicolae Păun în poziție de centrare, centrează bine în careu. Acolo e Barnard, însă lovitura de cap este una moale și prinde Lazar fără nicio emoție. Poate la Europeanul din 2024. Da, vom vedea. Dacă o continuăm așa cum am jucat în Nations League, n-avem nicio șansă. Păun aici este faultat și se dă lovitură liberă pentru noi. Păi trebuie să ne transferăm în Africa, dar ne bat Malawi, Congo, Egipt. Da, cam așa e. Cam așa am ajuns. Lovitura liberă nu o va executa, o va executa Samu Castillejo. Hai să vedem dacă reușim un gol din ăla astronomic de aici. Samu Castillejo cu un șut prins de Lazar. Greu. Greu să înscriem de aici. Se complică cei de la Craiova, dar nu reușim să profităm. Până la urmă, Hanca recuperează. Hanca în partea stângă, superb. Hanca, ce dribblinguri, ce ball controlare. Hanca aici pasă către Barnard, preluare bună și este 2-0. Incredibil. Sergiu Hanca e formidabil. Deci e cel mai bun jucător pe care l-am avut la vreo carieră, cred, în bandă acolo. E imposibil. Are o tehnică superioară față de absolut toți jucătorii. Nu cred că este meci să nu paseze decisiv. E superb. Se descurcă atât de bine acolo în flancul stâng și până la urmă el e mijlocaș dreapta, nu prea joacă în realitate în stânga, dar am jucat acolo în stânga și am făcut un lucru foarte bun. Chiar se descurcă de minune, pasă la Barnard care înscrie din nou. Poate ne calificăm, mai creștem jucători, dar pierdem câțiva.
Noi creștem jucătorii. Da. Eu zic că Tavi ar putea fi nou Hagi, cel puțin dacă încerci poate ajunge mai mare decât Hagi, dacă nu joacă la anii lui. Da. Dar știți cum, s-a mai spus de mulți că sunt nou Hagi și ați văzut că n-au mai fost niciun Hagi. Asta e. Să sperăm totuși că Tavi Popescu va fi, sau de ce nu Rare și Lie, care tocmai s-a transferat, dacă ați văzut, la Nice în Liga 1. Un super transfer. Deci 5 milioane de euro pentru Rapid, o sumă foarte bună. Dar mulțumesc pentru cele 18 like-uri. Haideți să facem 20 până la sfârșitul live-ului. Dacă îmi joacă, eu zic că e depășit. Cine? Rare și Lie? Pe anul România va organiza campionatul european Under 21. Dar nu știu dacă ne încălzește prea mult. Probabil nu o să mai avem mult timp o performanță cum am avut în 2019. Cu acea generație frumoasă, care s-a stins și ea pe parcurs. E greu. E greu cu fotbalul nostru. Din păcate. Iată-l pe Andrei Ivan. Unul dintre componenții acelei naționale din 2019, de care tocmai aminteam. Nu cred că poate față în cele 5 ligi mari. Eu zic că e posibil, de ce nu? Poate să fie unul dintre puținii care pot face față în campionatul, în unul dintre campionatele mari. Hai Buffon, aici prinde-o bine cu emoții. Zic că e depășit transferul. Bă, eu am încredere că va fi bun. Iată aici o pasă către Sergiu Hanca, care scapă din nou în partea stângă. Sergiu Hanca, să vedem centrarea, e bună către Barnar. Ce pasă bună, dar Barnar de această dată nu reușește să bage mingea în poarta lui Lazar și este corner. Castillejo execută către Mevlia. Să vedem dacă sare la cap fundașul venit liber de contract. Din păcate, nu. De fapt, nu. Mevlia nu a venit liber de contract. Vorbesc prostii. La futsal ne descurcăm mai bine. Da. La mini fotbal. La futsal. Doar la fotbal normal nu ne descurcăm mai deloc. Aia e. Poate va veni odată și o generație din asta, cum a mai fost, dar probabil noi nu o vom prinde în viață. Poate peste vreo 50-100 de ani să mai avem o generație ca lui Hagi. Sperăm totuși să mai avem performanțe, de ce nu? Mai repede. Oh, ce bine s-a descurcat aici jucătorul Universității Craiova și este 2-1. Eu zic că ar fi trebuit să mai rămână măcar un an la Rapid. Nu se știe. Vom vedea. Poate că era mai bine pentru el să rămână. Poate ne descurcăm la campionatul european de zugrăvit. Sau la cel de băut, da. Dar la ea suntem number one oricum. Flores înscrie pentru Craiova. 2-1. Iată-l pe Dietrich. Noul component al Naționalei României. Levin Dietrich. Iată cât de bine se descurcă. Dietrich centrează bine. Dacă dădea cu capul acolo Nicolae Păun, era superb, probabil era 3-1. Iată-l pe Ivan, foarte bine Perianu, însă bada tot la noi rămâne până la urmă această minge. O pasă greșită a lui Toșca aici și autorul golului Craiovei Flores se recuperează. Bună pasă către Gustavo în dreapta, Vlăduiu către Gustavo, noul intrat pe teren Gustavo Flores. Flores pasă bună la Nistor, Ivan Nistor din nou, șutul lui Nistor 2-2. Ne-au egalat cei la Craiova. Nu e bine deloc. Nu e bine deloc. După ce noi am reușit să întoarcem rezultatul cu Botoșaniu după ce am fost conduși cu 2-0. Iată că acum Universitatea Craiova ne egalează de la 2-0 la 2-2. Vom face modificări. O să-l debutez pe jucătorul de la Academie. Pe Miranda. Nu l-am băgat pe Hackford, din păcate. Vreau să-l bag pe Hackford. O să-l bag pe Taci. Va intra în locul lui Castillejo în dreapta aici Miranda, pentru că e dreptaci. Și Taci va juca în locul lui Barnard, autorul golului 2. Și va intra
încă un jucător, trebuie să-l bag pe Sefer. Îl bag pe Sefer în locul lui Dietrich, care e destul de obosit și va intra totuși Miranda pe poziția de cam. O să-l joc pe Miranda pe poziția de cam, sper să se descurce, chiar dacă nu poate juca acolo, are pace mai mic decât Sefer care va juca în bandă. Salut Tuni, bine venit, hai cu 3-2, Doamne ajută! S-au luat campionat, cum să zice Fere, stai așa, cum să zice Fere așa n-o să-l bătaie, na, a luat, aia e. Sau poate la campionatul european de fumat în vestiar, da. De la echipa cu jucători de 5.000 cotă totală. 5 milioane, da. Am văzut, da, o dezamăgire mare, dar asta e. Ăsta e fotbalul românesc în momentul ăsta, n-avem ce să facem. Danistor ne egalează aici. Gherme, aparent nu e Miranda, Gherme Miranda. Hanca. Are nume frumos brazilianul. Hanca pierde aici și posese pentru Craiova, interesant. La scorul ăsta nu mai suntem pe primul loc. Nasol, ce să zic. Bine Gherme aici, bravo, a recuperat bine Hanca. Hanca pleacă Taci, pasă bună către Taci. Pleacă în dreapta și Sefer vine pasa târziu totuși către Antonio Sefer. Să vedem dacă câștigăm aici la mijlocul terenului. Nu poate pe un din păcate. Nistor către Bic. Ivan în stânga. Toșca este pe urmele sale. Andrei Ivan continuă. Se duce către centrale. Se duce către colțul terenului. Să vedem ce va face. O pasă înapoi către Nicuș Orbancu. Însă Toșca stă bine și recuperează. Putem pleca pe contraatac. Să vedem pe Miranda. Miranda cu pasa bună către Antonio Sefer în dreapta. Pleacă Taci. Dar nu vreau către Taci. Vreau către Păun. Asta e Perianu. Perianu. Cu pasa bună în stânga, bine a recuperat Perianu, Hanca. Hanca, omul care a făcut mult în acest meci, șutează, însă Lazar respinge în corner. Hai să vedem cornerul. Probabil, da, Miranda îl va executa, Gherme Miranda centrează în careu către Sergiu Hanca. Să vedem dacă câștigă la cap, câștigă acolo, însă prinsă mingea este de portarul Lazar. Din păcate nu reușim să înscriem la această fază. Ne vom da pe team press aici, Hanca. Taci, pasă către Miranda, foarte bine, Perianu, Perianu înapoi la Gherme Miranda, dacă scăpa acolo de marcajul lui Pap, era 3-2, 100%, înscria la debut Puștiul, dar nu a avut noroc un pic aici, din păcate, Pap a intervenit foarte bine, Colic, iată, a intrat în locul lui Ivan în partea stângă, Elvir Colic, ultima fază a meciului pentru Craiova, din păcate nu reușim să câștigăm această partidă, dar sperăm să nu o pierdem, Buffon ne salvează aici. Nu vom mai fi pe primul loc la sfârșitul turului după acest egal sau probabil cred că vom fi la egalitate cu Voluntari, dar nu mai contează. Sper să nu primesc gol aici și să nu pierd această partidă. Screciu dă cu cap acolo, Screciu continuă acum, Colici către Screciu, nu se poate așa ceva, Buffon respinge, dar au trecut minutele de prelungire de mult timp și nu fluier arbitru, incredibil. Să-l vedem pe Buffon, poate să intervine din nou aici, dar iată, mingea rămâne la cei de la Craiova. Nistor Buffon intervine și de această dată sper eu să fluiere arbitru, nu fluiere, minutul 97 de abia. Incredibil așa ceva, 2-2 cu Universitatea Craiova după ce am condus cu 2-0. Am fost egalați din păcate și da, asta e. Nu reușim să câștigăm. Probabil nu mai suntem pe primul loc, suntem pe locul 2, dar n-avem ce face. Un rezultat echitabil având în vedere șuturile la poartă pentru cele două formații, 9-9. Posesia de partea celor de la Craiova, dar asta e. Omul meciului la noi, probabil Sergiu Hanca, mi s-a părut foarte bun Sergiu Hanca. Posesia am avut-o noi, am uitat, nu cei de la Craiova. Da, Hanca are un asist aici, 7.4, Perianu aparent omul meciului pentru noi. Omul cu un gol. Da, asta e 2-2. Da, suntem la egalitate cu Voluntari, dar suntem pe locul 2. Mulțumesc pentru cele 19 like-uri. Hai că încă un like acolo să facem 20 și cu încă un abonat. Poate știți pe cineva care e, nu știu, un fan al jocului FIFA sau și vrea să se aboneze la canalul meu, aș fi foarte, foarte fericit să fac 750 de abonați live-ul ăsta și 20 de like-uri, bineînțeles.
Dacă știți pe cineva, nu uitați să îi trimiteți acest live și să-i spuneți să se aboneze, pentru că m-ar ajuta foarte mult. Acum s-a actualizat cariera lui în 2 la 101 meciuri și 24 de egaluri acolo din 23. Tănase s-a îndepărtat la 2 goluri de Merloi și Barnard, 12 reușite pentru golgheterul FCSB-ului. Da, din păcate nu terminăm turul campionatului pe primul loc. Aș fi vrut, sincer, să terminăm acolo, dar nu s-a putut. 30 de puncte pentru noi, la un punct peste FCSB și la egalitate de puncte cu Voluntari. Vine meci cu CFR Cluj în prima etapă a returului și sper din suflet să câștigăm această partidă, care jucăm cu echipa de pe locul 6, CFR Cluj. Haideți să vedem dacă va crește acest jucător care a învățat să joace pe poziția de right mid de la Academie. 58 OVR, bine, a crescut mult. A crescut cu 5 puncte, ceea ce e foarte bine. O să-l antrenăm la skill moves pentru început. De fapt, nu, hai să dăm undeva să-i dea, și pace. Stau aici la suport, nu. Ba da, trebuie să-l jucăm aici. Trebuie să-l învățăm aici ca să facă și un pic de sprint speed și de acceleration, ca să aibă pace-ul mai mare. Joacă în bandă până la urmă. China îl vrea pe Usman în 2, nu va pleca în 2, nu va merge la nicio națională în afară de naționala României, pentru că e român. ...20 de like-uri, vă mulțumesc din suflet, băieți. Ne-am îndeplinit obiectivul pe live-ul ăsta, superb. Chiar vă mulțumesc din suflet. Și hai să vedem, mai jucăm și acest meci probabil, cred că mai jucăm și meciul ăsta cu CFR Cluj. V-am promis că o să fie live-ul mai mult de ora 10, deci vom juca și partida cu CFR. Și cred că o să joc partida cu CFR, voi simula cu FC Craiova și voi ajunge la partida cu FCSB și după închei live-ul. Deci haideți să vedem această partidă cu CFR, voi salva, bineînțeles, pentru că ca de obicei mă tem să nu-mi dea crește jocul în timpul meciului. Bun, hai să vedem partida cu CFR Cluj. Vom juca cu echipa de titulari, dar vreau să-l bag pe Hackford pe bancă, pentru că am văzut că intră bine pe parcursul meciului și de ce să nu-l mai băgăm în timpul meciului pe Hackford, care nu prea joacă în acest sezon, dar trebuie să-l mai băgăm pentru că se descurcă bine. Va ieși Taci de această dată pe bancă, va rămâne Hackford și nu știu dacă va mai face vreo modificare. Poate să-l, hai să-l bag pe Sefer titular în locul lui Castillo și va intra Castillo pe parcurs. Bun. Vom juca cu Buffon în poartă, Onea, Toșca, Mevlia, Marinescu, Păun, Periano, Hanca, Dietrich și Sefer, iar Barnard este vârful împins al lui Asia Târgu Mureș și Ișvan Covaș din nou arbitru. Jucăm pe Dr. Constantin Răgădulescu din Cluj. Și la CFR îl vedem în partea pe Bălgrădean, Susiș, Burcă, Matias, Iuri Matias și Florin Ștefan, Bordeanu, Roger și Christensen, iar în față este Debeliu, Homrani și Costache, o echipă foarte bună la CFR, dar trebuie să-i batem. Haideți să câștigăm această partidă cu CFR Cluj, care se află pe locul 6 înaintea partidei cu noi. Noi trebuie să câștigăm ca să rămânem acolo în vârful clasamentului.
Fortnite o se încarcă foarte greu. Bun. S-a încărcat în cele din urmă. Sper ca de live-ul următor să nu mai am problema asta cu încărcatul atât de greu. Poate o să-i dau update până la urmă la joc. Bun, jucăm în deplasare. Un derby al Ardealului, putem să spunem. CFR Cluj, Asia Târgu Mureș pe Dr. Constantin Rădulescu din Cluj. Trebuie să câștigăm. O atmosferă frumoasă aici la Cluj, iată, fanii celor de la CFR Cluj umplu stadionul din oraș și trebuie să îi învingem pentru a spera din nou la primul loc. Poate se încurcă FC Voluntari și FCSB. Aparent mi s-a reconectat controlerul, incredibil. Bun. Bun, ne dăm drumul la partidă, jucăm în deplasare așa cum spuneam. CFR Cluj are lovitura de start a meciului. O echipă care se află pe poziția 6-a, nu o poziție tocmai bună pentru, iată ce pas aici, cât de tare începe de la CFR Cluj. Costache, o centrare însă Toșca este acolo și reușește să dea o pasă greșită și pune pe cei de la CFR Cluj din nou în atac, dar Buffon ne salvează aici. Bun, hai să continuăm meciul, jucăm așa cum spuneam cu CFR Cluj, e o partidă foarte, foarte grea. CFR Cluj nu se află pe un loc foarte bun pentru ei, locul 6 doar, dar noi trebuie să profităm de acest lucru pentru că suntem mai sus decât ei și până la urmă suntem favoriți pe hârtie. Iuri aici are o șansă mare, dar dă peste poartă. Marinescu e faultat rău de Costache, se lasă legea avantajului probabil la următoarea întrerupere a jocului. Costache va vedea cartonașul galben, Păun se complică, dar până la urmă mingea rămâne la noi. Dietrich pasă către Nicolae Păun, Păun încearcă să treacă, nu e faultat după părerea arbitrului, se lasă legea avantajului aici, sau se lasă jocul să continue mai bine spus, pentru că nu s-a lăsat legea avantajului pentru noi. Dietrich pasă către Barnard, pleacă bine Sefer în partea dreaptă, Sefer primește, Sefer în careu, Sefer continuă, Sefer intră în centru, încearcă șutul, dar este blocat.
Iată, un atac periculos al celor de la CFR Cluj, dar mingea este în afara terenului. O pasă greșită a lui Costache, cred, care a văzut și cartonașul galben, așa cum spuneam. Trebuia să-l vadă, o intrare foarte urâtă asupra lui Marinescu ceva mai devreme. Păun se complică puțin, dar reușește să treacă frumos acolo Barnard către Dietrich. Dietrich trece de burcă, Dietrich continuă, pasează bine în dreapta către Sefer. Are poziție de centrare Sefer, să vedem cum va continua acesta, pasează însă către nimeni. O pasă total aiurea, salut Nicolae Alex Mihalcea, bine ai venit. Da, și din nou se mișcă foarte greu live-ul, nu înțeleg, deci chiar nu înțeleg ce are. Iată, atac periculos al celor de la CFR Cluj, Omrani continuă, pasă bună în stânga către Debeliuh către Bordeanu acum, Bordeanu în careu, Ștefan pasează către Omrani și un șut periculos, dar Buffon scoate. Da, și din nou se mișcă greu, deci chiar nu pot să înțeleg ce, doamne, arma, deci live-ul ăsta a fost incredibil. Cât am pierdut din live, suntem pe final, am început la 8, deci ai pierdut aproape tot live-ul, dar nu e problemă. Am avut mari probleme live-ul ăsta și nu înțeleg, chiar nu înțeleg ce se întâmplă, n-am mai avut probleme din astea niciodată. Deci cele mai mari probleme am avut azi cu live-ul. Nu uitați de like, băieți, haideți să facem 20, încă un like acolo dacă n-ați dat. Să facem măcar 20 de like-uri, că m-am enervat rău de tot cu live-ul ăsta, nu știu. Numai mi s-a întrerupt într-una. Poate și la internet, habar n-am. Dar până acum nu mi-a făcut mari probleme, adică nu mi-a făcut probleme deloc. Bun, am reușit și cele 20 de like-uri, vă mulțumesc din suflet, băieți. Măcar rămân cu asta din live-ul ăsta, cu cele 20 de like-uri pe care mi le-am propus la începutul live-ului. Că în rest m-am enervat teribil, deci nu mi-a mers deloc, nu înțeleg, deci chiar nu înțeleg care e problema. Poate, nu știu, acum o să fac live-uri de pe Xbox, termin cariera asta cu ASEA Târgu Mureș, ASEA Târgu Mureș și voi începe o carieră pe live de pe Xbox, pentru că mi-e mai ușor, sincer. Pentru că merge mult mai bine și decât să mă complic aici cu PC-ul, mai bine merg pe Xbox. Sefer foarte bine scap aici, să-l vedem pe Antonio Sefer. Sefer cu o pasă către Sergiu Hanca, care încearcă un Scorpion kick acolo, dar nu cred că era cazul de așa ceva în momentul ăsta. E 0-0 totuși. Aici offside, bun. Perianu, Dietrich, trece bine Dietrich, să vedem pe Dietrich, pasă către Perianu, Antonio Sefer, Sefer cu un șut, însă peste poartă, slab șutul. Ce bine se descurcă de Beliu aici și șutează, dar Buffon scoate din nou în corner de această dată. Eu era un șut care, după părerea mea, putea fi prins de Buffon, dar asta e. Christensen execută lovitura de la colț, centrare, Marinescu respinge exact în centru, burcă, șutează, Buffon respinge, incredibil. Jucăm haotic rău de tot.
centrar din nou al lui Christensen acolo, trebuie să iasă Buffon și o face veteranul din poarta noastră. Poate putem pleca pe un contraatac aici, Dietrich. Să vedem pe Barnard, pleacă bine Barnard, pasă este către el, golgheterul nostru, Barnard pasă mai departe către Sergiu Hanca care este în centru, Hanca continuă șutul lui Hanca scos de Bălgrădean în corner, ocazie mare și pentru noi acum, dar din păcate nu reușim să profităm și să înscriem. Sefer execută lovitura de la colț, Sefer scurt către Sergiu Hanca. Sergiu Hanca, să vedem ce opțiune are Sergiu Hanca, un tackling bun aici lui Florin Ștefan, dar Hanca continuă, pasă către Antonio Sefer, nu e offside și iese în afara terenului, incredibil. Am înțeles. Am gestionat cornerul ăsta cum nu se putea mai prost. Mevlia dă cu capul, Dietrich, să vedem pe Dietrich, are poziție de șut, însă șutul este în blocajul lui Iuri. Un mic pressing acolo făcut de Perianu, dar nefolositor. Nu reușim să recuperăm Bordeanu acum. De Beliuh în stânga, însă se fluieră finalul reprizei 0-0 la pauză. Un match închis. Mai multe ocazii de partea CFR-ului, cei drept. Dar am avut și noi o ocazie. Hai să facem 25 de like-uri. E greu. Nu cred că o să facem 25. De-abia am făcut 20. Asta e. Eu mă mulțumesc și cu atât. Vă mulțumesc tuturor celor care ați apăsat pe butonul de like. Aș fi mulțumit și dacă aș face 750 de abonați live-ul ăsta, ar fi extraordinar. Încă un abonat mai trebuie, deci dacă aș face 750 chiar ar fi un live bun, chiar dacă am avut mari probleme și m-am enervat aici de Beliuh, bine Buffon și steaua de poartă. Toșca urcă foarte bine cu mingea la picior, pasă către Sergiu Hanca. Nicolae Păun pleacă, Barnard, să vedem pasa lui, Nicolae Păun este una bună, dar Barnard nu reușește acolo să intre în posesia balonului. Sefer este singur, Sefer, șut, Bălgrădean scoate în corner. Ocazie din nou mare pentru noi, să vedem pe Antonio Sefer cu centrarea. Este Toșca acolo, Toșca nu reușește însă, Iuri Matias are o înălțime mai bună decât Toșca și dă cu capul. Iată o pasă bună, Costache, Buffon salvează din nou, incredibil meciul făcut de Buffon, ne-a scos de o grămadă de ori, foarte bun portarul nostru, să-l vedem pe Păun. Pleacă Hanca, către Hanca am vrut, dar până la urmă rămâne mingea la noi, Barnard către Sefer, Sefer în dreapta, Sefer în centru este liber, Dietrich, nu se poate așa ceva, centrarea e prea lungă și este doar out de poartă pentru CFR Cluj, vom face modificări, eu să-l bag pe Hackford în locul lui Barnard, care sincer nu mi-a plăcut în această partidă, va intra și Samu Castillejo în locul lui Sefer, voi face această schimbare, va intra Castillejo, Sefer a fost activ, dar cam nefolositor, sincer, acolo în bandă. Și o să-l bag și pe Silag în locul lui Perianu la mijlocul terenului să mai intre și el, pentru că este un jucător care îmi place, sincer. A intrat și Adi Păun în locul lui Roger la CFR Cluj, o schimbare și pentru campioana României. Aici De Beliuh câștigă duelul cu Zimmer sau cu Onea. Onea e titular, nici mai știu sincer, m-am ețit de cap, nici mai știu cu ce echipă joc în teren. Onea e, da. Adi Păun, Bordeanu, Ștefan, din nou Bordeanu. Șansă mare aici, destul de multe spații pentru noi, lăsăm pe cei de la CFR Cluj să vină până în careu, însă Marinescu aici blochează, dar pasează greșit pentru că Hanca s-a ascuns după adversar, o pasă bună și este, nu este gol, am văzut mingea în poartă, sincer, Omraniu ratează, e incredibil aici, singur cu portarul practic, mult pe lângă poartă acest șut al lui Omrani. Păun, e faultat urât și trebuie să vină cartonașul galben. Cred că Christensen vede cartonașul galben, cred că e Păun. Cartonaș galben meritat de jucătorul celor de la CFR Cluj. Păun către Hanca.
Să vedem dacă putem avea un atac aici, Hackford către Dietrich, Dietrich, Dietrich poate îi pasa înapoi lui Hackford, Hackford în fața golului, Antoi Hackford ratează, Băl Grădean scoate și este doar corner, să vedem pe Hanka. Hanka execută scurt către Samu Castieho, Castieho, să-l vedem în careu, Samu Castieho șutează la scurt, însă e fără emoții pentru Băl Grădean, un șut slab. Iată o pasă bună în dreapta către Costache, însă acesta pasează înapoi către Susic. Un atac pozițional până la urmă al celor de la CFR Cluj. Dintr-un contraatac s-a transformat într-un atac pozițional. Să vedem dacă pot fi periculoși clujenii aici. Mevlia iese din dispozitiv și lasă un gol, dar recuperăm până la urmă. Poate pleca Hackford și o face. Pasă e bună a lui Dietrich. Hackford burcă este pe urmele sale. Hackford se întoarce. Hackford continuă însă. Până la urmă mingea ajunge la Hanka. Hanka, pasă bună. Hackford șutează paralel cu poarta, din păcate. Și este au de poartă. Superbă ocazia lui Hackford, dar... Ah. Nu reușim să înscriem. Nu reușim să înscriem. Hackford are deja a doua mare ocazie pentru noi. Poate până la finalul meciului reușim până la urmă să înscriem. Să vedem, Hanka nu câștigă la cap acolo și este mingea în posesia celor de la CFR Cluj. Bine, Toșca. Superbă intervenția, dar pasa din nou greșită, nu se poate. Florin Ștefan pasă către Sacco, acolo însă Marinescu reușește frumos să intervină. Și să vedem dacă putem pleca pe contraatac. Hanka către Hackford. Hackford are viteză, să vedem pe Hackford. În cealaltă parte este Samu Castieho. Centrarea e bună către el? Nu e bună. Bineînțeles. Eu zic că Petrolul va face un sezon foarte bun. Da, eu sper să facă un sezon bun. Au făcut transferuri bune. Tamaș Budescu, Gicu Grozav, Ivanovski de la Dinamo și Robiso. Deci eu chiar cred că s-au mișcat foarte bine pe piața transferurilor. Să sperăm să, că vor face un sezon bun cei de la Petrolul, de ce nu? E o echipă de tradiție și m-aș bucura. Aici un tackling total pe lângă lui Mevlia. Nu reușim să recuperăm, dar nu iese mingea acolo. Mi s-a părut a fi out și Dugan zici dă cu capul periculos. Mai putem avea un atac, dar e destul de greu. Să vedem dacă reușim să ducem mingea repede în față. Marinescu pasă către Hanka. Hanka însă nu face o preluare bună. Da, și probabil se va termina meciul așa, într-adevăr. 0-0, un meci foarte închis. Nici o ocazie, nici pentru noi periculoasă în repriza a doua. Doar acele șuturi ale lui Hackford. În prima repriză CFR-ul a dominat. Până la urmă este un rezultat echitabil, după părerea mea. Am dominat la posesie CFR-ul la șuturi. Păcat că nu reușim din nou să câștigăm. Asta e. Va promova Oțelul în prima ligă? Sper că da. Dacă joacă bine, de ce nu? Buffon omul meciului la noi, clar, ne-a salvat. Nota 10 pentru el, foarte bun. Cu mult peste jucătorul care are a doua cea mai bună notă la noi, care este Alin Toșca, cu 7.3, deci a făcut o partidă foarte bună Buffon și mă bucur pentru că are evoluții foarte bune Gianluigi Buffon. La 45 de ani e cam cel mai bun jucător al nostru. Bun, vine mers și cu cei de la FC Craiova. Aparent suntem tot pe primul loc, chiar dacă am făcut egal, cei de la FC Voluntari s-au încurcat, adică au pierdut, ceea ce e foarte bine pentru noi. Și vine meci cu FC Craiova pe care îl vom simula și după vine meci cu FCSB, vom da cu XIM cu echipa de titulari. Jucăm acasă. Ovidiu Hațegan este arbitru, Popa, Enache, Kovacic, Diallo, Bușu, Albu, Chițu și Asamoah, Bauza, Bălan și Button pentru Craiova. Am revenit, bine revenit Vlad. Și haideți să vedem dacă reușim să câștigăm această partidă. Jucăm cu echipa de titulari, haideți totuși să-l schimbăm pe Mevlia, că e destul de obosit. O să intre Bari în locul lui Mevlia, 70 OVR pentru el, zic că se va descurca și hai să vedem dacă reușim să câștigăm. Sper din suflet să câștigăm această partidă și reușim să o facem 2-1, bine. Bine de tot, Hanka și Toșca, veteranii noștri reușesc să înscrie. Bălan a înscris pentru FC Craiova, o victorie care e foarte binevenită după un egal cu CFR Cluj acolo.
De fapt două egaluri și cu Craiova și cu CFR Cluj, și rămânem pe primul loc la sfârșitul live-ului, ceea ce e foarte, foarte, foarte bine. Data viitoare vom juca cu FCSB, cu Petrolul, cu Rapid și cu CS Mioveni, bineînțeles. Probabil vom juca și meciul și în următoarea lună. Suntem pe primul loc, ceea ce contează, ceea ce e foarte bine pentru noi. Am reușit să facem un sezon foarte bun până acum, surprinzător de bun, având în vedere că suntem echipa nou promovată până la urmă. Iată aici o statistică interesantă a lui Barnard, din nou în 15 meciuri are 10 goluri și 6 pase de gol, deci 16 contribuții în 15 meciuri, e incredibil. Are numai puțin de 0.4 asisturi pe meci și o medie de 7.5. Foarte bun, foarte bun acest atacant. V-am spus că va rupe. Hai să vedem, ne-a venit și scouterul. Am primit Manager Award, am primit îndoie, bineînțeles, Managerul Lunii. Și hai să vedem scouterul din România, dacă ne mai aduce niște jucători interesanți. Matei Lupul, Lupul, e destul de interesant, are OVR, are și potențial, o să-l luăm. Și în rest nu prea văd jucătorii ca lumea, să zic așa. Deci, da. Pe cel din celălalt scout nu l-am mai trimis aparent, sau cred că e ultima lună în care vine. Hai să vedem dacă ne mai aduce ceva. Văd aici un jucător interesant, dar nu are OVR, din păcate, un potențial foarte bun pentru Diogo Gomez, dar nu știu dacă aș mai avea timp să-l cresc. Mamă, Azevedo ăsta e formidabil. Îl luăm pe Azevedo, neapărat. Haideți să-i vedem. Azevedo ăla valorează 1,4 milioane de euro deja. Deci e imens. Și avem 100 manager rating-ul. Superb. Hai să vedem. Hai să vedem pe jucătorii de la Academie. Matei Lupu, care e atacant aparent. Are 56 OVR, nu-i rău. Are 5 stele skill moves și 4 weak foot, 69 pace, 76 dribbling. Shooting 51 doar, nu cred că e atacant. Trebuie să-i schimbăm poziția. Cred că îl facem cam, pentru că nu are shooting deloc. Trebuie să-i schimbăm poziția neapărat. O să-l băgăm pe poziția de cam. Poate învață repede să joace pe acea poziție, pentru că nu are ce căuta ca atacant, sincer să fim. Nu are shooting deloc. Să vedem dacă poate, nu, spre ce luni. Asta e, așteptăm. Nu prea are nici înălțime de atacant. E clar un playmaker. Și Azevedo are 63 OVR deja, este portar. Aoleu, din nou portari. Da, păcat. La fel ca Caldeira, cel care a venit în live-ul trecut, vine și acest Azevedo, din păcate. Nu-mi place deloc când vin o grămadă de portari de la scout. Asta e. Bun. Cred că aici vom încheia live-ul. Stați să salvez întâi ca să nu avem probleme. FCSB-ul este pe locul 3 înaintea partidei cu noi. Ne trebuie neapărat o victorie. Deci dacă vom câștiga această partidă cu FCSB, ne îndepărtăm, după părerea mea, destul de clar de ei. Pentru că am avea 5 puncte avans și cred că ar fi foarte bine. Ar trebui să se încurce și cei de la voluntari și n-ar fi rău deloc. Hai să salvez, să fiu sigur, după care voi închide live-ul. Deci data viitoare începem direct un live cu meciul cu FCSB, un meci foarte important pentru noi, meci mare, mare de tot. Bun. Mai joci Ultimate Team? Nu. Nu mai joc. Ia Azevedo și vinde. Îl lăsăm acolo la Academie. Top 6 din Liga 1, pentru sezonul următor, dacă te referi în realitate, probabil CFR, FCSB, Faru, de ce nu, pentru că au făcut, din nou, l-au luat pe Alibecaz, din ce am văzut, Rapidu, Craiova, bineînțeles, și probabil UTA, probabil astea, cam astea vor fi echipele din play-off. Sper eu să fie și Cluj și Petrol, de ce nu, dar vom vedea.
Bun, băieți, vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine pe acest live. O să ne vedem data viitoare, nu știu exact când va fi următorul live sau când voi posta unor următorul episod din care era cu oțelul. Nu știu, nu promit nimic. Nu cred că am timp prea mult să editez pentru a posta mâine. Cel puțin azi sigur nu am timp. Așa cum v-am spus, să nu uitați, sâmbătă la ora 19 o să ne vedem pe canalul GameMax Play, unde vom comenta, adică eu voi comenta meciurile din acel turneu care îl organizează GMP Edit Team, așa că nu uitați să intrați acolo la ei pe canal și ne vedem acolo sâmbătă de la 19:00. Mâine joacă FC Hermas și ce se merge cu cine ții, cu niciuna. Nu mă interesează sincer acea partidă. Bun. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe acest live. O să ne vedem data viitoare și sper din suflet că v-a plăcut acest live. Am avut mari probleme, sper ca de data viitoare să nu mai am probleme cu live-ul. O să fac tot posibilul să nu mai am. Dar na, asta e. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot. GameMax Play, da. GameMax Play, GMP Edit Team. Salut, scuze să înțeleg ce am pierdut. Acum închid live-ul, Iosif. Apreciez că ai intrat acum. Da. Eu am fost Darius, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Ne vedem data viitoare. Cam atât. Pa, pa. Eu țin cu, stai așa, eu țin cu CS Mioveni. Foarte bine, Alex. Bun. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. Pa, pa.